Bravo, Meister. No, am venit și eu aici de partea de lumea rea și de datorii și nici aici nu scap. Te rog, lasă-mă, 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 de ce? Te rog, lasă-mă, lasă-mă, m-ai terorizat-o sezonul. Mamă, ce mi-aș dori să fiu plecată definitiv, dar să nu te mai văd, fetiță, niciodată. Păi da, dar alo, vorbesc doar eu acum. Cum vă permiteți să imitați un jurat în fața lui chiar? Cum vă permiteți așa ceva? Mulțumesc, Cătălin, că m-ai făcut penibil astăzi. Eu m-am obișnuit cu tine așa. Ce spune? Tu, ca persoană, din punctul meu de vedere, ești neinteresantă, total. Altceva? Bună ziua și bine v-am regăsit la Bravo Stil. Încă simt așa gustul dulce pe care l-a lăsat gala asupra noastră. Bine ar fi să rămână așa atmosfera în cadrul competiției. Dar hai să fim serioși, trebuie să recunoaștem că e foarte greu atunci când adun 9 concurente dornice să obțină titlul suprem în competiția supremă Bravo Stil All Stars. Ne așteaptă o nouă săptămână, sper eu una bună, grație juraților, bun găsit, dragilor! Bună. Bine te-am regăsit, doamne, ce faceți astăzi? A venit vara, a venit primăvara. Ești, regină. Mulțumesc, la fel și voi. Iulia, ce faci astăzi? Excelent, tu? Ți-au crescut codițe. Te-ai bronzat? Nu! Ah, da, nu sunt codițe, este un accesoriu de cap. L-am mai purtat, frumos. Foarte rău din partea ta, că ai observat. Da, da, observat, da. Pentru că semănă cu Predator. Ah! Eu n-am vrut să zic, m-am abținut, dar acum dacă m-a scos Raluca la treaba asta, eu las lucrurile așa să funcționeze în continuare. Vorbeam despre competiție, evident, vorbim și despre concurente. Haideți să le primim cu brațele deschise pe cele nouă. Fetelor, atât ați putut pentru astăzi! Muzica sus, vreau să vă arăt gata. Eu cum e coreografia. Ia și ce trebuie să faceți pe această piață. Hai! Nu știu, dragă, nu! No, n-a stricat de pântul, băi! Lasă că am văd, ce problemă. Fetelor, vă mulțumesc tare mult pentru acest debut de emisiune, debut de săptămână aici la Bravo Stil All Stars, debut de săptămână ce vine evident și cu multe pretenții din partea juraților pentru voi. Prima întrebare care se cere în acest moment, cine? Asta este întrebarea, iar răspunsul vine din partea juraților. Cine te iubește? Da. Cine n-a mai fost de mult în atelier? Eu! Ia uite-le! A, sunt ceva! Dar toate vor! A, eu n-am mai fost de... A, să înțeleg că Emiliana a fost recent. Da! Ai făcut ceva frumos, nu? Da! Ce? Am făcut o farfurie zburătoare la un moment dat. Superbă! Am făcut un și n-ai vrea, să faci tu ceva și mai frumos? Nu, Mori, și mă mulțumesc cu puțin. Îmi place pălăria mea. Îți place? Păscuta mea, da. E, atunci să vină Ilinca, concurenta... Denis. Denis. Simțeai după ce? Vai.
După că n-am mai fost de mult. N-ai mai fost de mult. Da. A, și de asta te-ai îmbrăcat așa? Frumos. A. Eu mă pregătesc mereu. Având în vedere că Juna Denisa este o jună pasionată de modă, am să-i dau o temă. Juna Denisa. În consecință. Modernă. Dragă, Met Gala, că mai e puțin, că vine Met Gala acum. Unul din cele mai mari evenimente fashion ale lumii, care are loc la New York, la Muzeul Metropolitan de Artă. A propus la un moment dat o temă, cam prin 2015, care mie mi s-a părut foarte simpatică. Și aș vrea cumva, Ilin, ca să reinterpretăm această temă și să ne imaginăm că ea, concurenta Denisa, participă la Met Gala, seria Momentul cu tema 2018 și aș vrea să celebrăm împreună Forța Tehnologiei în Modă. Forța Tehnologiei și să faci o ținută pentru Met Gala care să celebreze, să reinterpreteze în viziunea ta forța modei, dacă vrei, în era tehnologiei. What? Vorba Emiliane. What? Met Gala, Moris. Da. Păi Met Gala asta am înțeles și eu, cred că ai înțeles și tu. Da. Dar nu înțeleg care-i treaba cu tehnologia în modă, să-și facă ce. Ne gândim la diverse influențe în modă de-a lungul timpului, da? Nu știu, designer care au celebrat, dacă vrei, chiar și în couture, aceste micro-tendințe, macro-tendințe, SF, science fiction, habar n-am. Bine, gata, orice am înțeles. Orice legătură atât cu am avut această nevoie. Zonă. Da? Perfect, Denisa. 3, 2, 1, Fuguța în atelier, ce să zic, multă baftă de pe acum. Am nevoie. Mari, Boghi, vă salut cu mare drag și astăzi. Ce faceți? Bună. Uite ce să facem, mă așteptăm pe Denisa. A, începe săptămâna într-o mare forță. Am venit. Dacă vă zic ce trebuie să fac. Ia spune. Met Gala. Și trebuie să facem ceva SF. Și Met Gala 2018. Deci, ei au auzit care este tema Denisa, dar e bine să le mai explici. Ar fi bine să încep să le arăți ceva din ce creezi tu astăzi acolo. Nu știu nici eu, dar am încercat. Unde ai plecat? Por la treabă, în scurt timp revenim la voi în atelier. Deocamdată vreau să dau startul defilărilor aici în platou. Da, Iuliana? Ne cerem scuze. Ce aveți de comunicat? Aveți secretele noastre. Aveți secrete? Bine, lasă că vă întreb eu la momentul potrivit. Deocamdată aș vrea să văd pe Larisa. Hai, draga mea. Bun găsit, Larisa! Ce scrie pe gâtul tău, în primul rând? Război. Aole. De ce? Cui declară asta? Rușilor. Asta e bine, Moris. Mă gândeam că fetelor, colegelor tale. E mai bine, Ilinca. Știu eu, știu. Deci te duci... Unde merg la război? La război, mă lupt cu stilul. De fapt, nu mă lupt cu stilul, mă lupt cu non-stilul. Al cui? În general... Al oamenilor? Da. De aici, din platou? Da, uite, îmi curge un ochi, ceva se întâmplă. O să se întâmple ceva. Deja au început să se lupte cu... Da, dau cu gaze lacrimogene, Larisa. Da. Așa e. Am înțeles că s-a implicat și Denisa în acest joc de a războiul. Eu o să arăt fapte. Nu o să mai vorbesc așa mult. Da. Mai rău decât Sena. Eu m-am pregătit deja, o să vedeți. La atac. Ca și cum ai întrebat cine pregăti să lupte singur. Să mai bagă și muștele. Nu mă jigni că te ignor. Țin la stelele mele și stau în cita. De simți muscă? Nu, dacă ești. Păi tu ești, de ce spui mie că sunt? Că și ochii. De-aia sunt un pic.
Războinică? Războinică. Au, au, au. Ce ai mai descoperit? Dar să mai vin așa ușor, subtil. O să vină subtil așa să ne lovească. De ce, Denisa? Deni, te-ai ascuns deja? Mi-e frică de război, Ilinca. Cred. Dar războiul ăsta se dă cu, între o singură persoană. Denisa. Se dă cu o singură persoană, se luptă o persoană cu aceeași. Adică? Păi nu, o să fie războiul de 2 minute. O să țină doar 2 minute? Maxim, maxim. Asta dacă aduceți o oglindă în studio, dacă nu, nu o să ține nici 2 minute. Te referi la ținuta pe care o poartă astăzi Larisa? Nu, nici n-am apucat să mă uit bine la ea, sincer. Dar atunci... A, nu s-a uitat, dar era la repetiție, uite așa. Da. Jur, deci se uita la mine gata, într-un fel... Gata, Larisa, că mi-ai inspirația... Nu, neapărat, că, nu spun că îi place sau nu îi place, dar se uita la mine într-un fel atât de urât. Deci, am de realizat simplu, aici ceva la repetiție nu și-a luat ochii de pe... Deci nu se uita la nimeni, se uita doar la mine. Și chestia asta poate fi probată dacă erau camere pornite, serios. Deci se uita numai la mine, nu înțeleg de ce. Eu? Adevărul este că a făcut o obsesie pentru mine, am auzit. Multe persoane îmi spun asta. Adică? Așa, în general. Primesc mesaje cum că a făcut obsesie pentru mine. Pune persoane să mă amenințe, să-mi scrie că mă bat dacă mă văd pe stradă. Da, am postat și pe Insta Story. Cum? Ce? Eu? Păi, stați așa, nu, mi se pare Larisa, că faci o secundă, Denisa, o secundă. Ai tu vreo dovadă că, că Denisa ar fi făcut păi asta? Păi sunt persoanele pe care le tot postează, adică despre ce vorbim? Da, se pare că faci acuzații foarte grave. Ce am făcut? Să o bată cineva pe ea? Am zis eu? Având în vedere că tu comunici cu acele persoane și sunt fanii tăi, mi se pare normal că nu, atâta vreme că tu nu faci nimic, nu îi oprești. Deci ți-a scris un fan ceva probabil de-al meu și acum zici că l-am pus eu. Dar se vede ce fel de fan ești tu. Adică se vede de fapt ce fel de persoană ești tu. Tu ai joci un rol. Pentru okay, unele persoane joci un rol ok, dar pentru mine nu. Am venit și eu aici de parte de lumea reacție de datorii și încerc în cap. Slabă, te rog, lasă-mă, uite, eu am aici de făcut ceva, ceartă-te cu altcineva de acolo. Da, eu nu mă cert cu tine, ți-am spus, dar chestia aceea este foarte slabă. Cu mine și eu sunt plecată. Adică ce-am, dar ce-am făcut eu? Mai exact, adică ce-am făcut eu? Eu am făcut ce? Nu, dar se vede, știi, adică... Se vede ce-am făcut, că nu înțeleg. Se vede ce-am făcut eu, Denisa, ce-am făcut? Cu legi, știi? Adică, nu, Denisa, ce-am înțeles eu, rezumat, ce-am înțeles eu? Fanii mei scriu ție unele lucruri și eu sunt de vină, nu? Asta am făcut eu, că exist sau ce? Înțelegi, Linca, la ce mă refer. Dacă s-a ajuns la amenințări, din partea fanilor ei, e grav. Plus aș vrea să înțeleg, pentru că mi-e foarte dificil să înțeleg foarte, exact. Denisa a devenit obsedată de mine. Doamne! Ea, în fiecare postare vorbește despre mine. Eu de ceva vreme îmi postez doar chestii pozitive pe Instagram. Am încetat să mai vorbesc despre problemele pe care le avem noi aici, pentru că nu le văd rostul pe Instagram. În schimb, ea asta face. Ea non-stop vorbește doar despre mine. Deci îți pot demonstra asta. Doar despre mine și despre iubitul meu. A început să vorbească despre iubitul meu, adică postează chestii subliminale, așa, cu subînțeles. Am lăsat-o în pace. Sincer, chiar nu-i pasă nimănui de ceea ce scrie ea. Dar cumva, nu știu, primesc foarte multe mesaje și mă deranjează, știi? Adică s-a transformat viața ei în o obsesie pentru mine. Scuze pentru că intervin, dar să știi că și pe mine m-au amenințat anumite persoane pe internet la mordul foarte urât. Spun sincer, sunt două persoane, nu sunt foarte multe la număr, într-adevăr, dar... extrem de urât. Da, și eu am niște mesaje extrem de nașpa. Deci asta nu înseamnă că este neapărat vina unei concurente de aici în emisiune, pentru că... Denisa nu este la primul incident de genul. Adică ea, cât am înțeles, ea... Cine e nebună? Ea în trecut a mai amenințat fete pe stradă cu familia ei. Denisa, să noi te auzim. Adică dacă nu dorești să intervii în discuție, ba da. Vorbi peste noi, te rog. Ba da, vă rog. În trecut eu am înțeles că ea mai amenințat persoane, pentru că familia ei se consideră periculoasă. Adică eu asta am înțeles. Că familia ei se consideră periculoasă și cumva ne cam... Nu, te rog să nu, te rog să te oprești aici. Familia mea n-are nicio legătură, te rog ba, să nu mai zici asta. Are o legătură am că evitat, de la familia ta te-am evitat totul, în culise, ai încercat să mă jignești, te-am evitat, am luat totul în glumă. Te rog, termină, eu țin la steluțele mele, nu vreau să jignesc, nu vreau să fac nimic, nu vreau să mă implic în nicio chestie de genul ăsta. Bă, dacă pe tine implici. Te jignesc cu oamenii din afara concursului, nu vrei să te implici. Fanii mei, nu este vina mea, ceartă-te cu ei, eu n-am nicio treabă cu asta. Nu-mi pasă de ei, îmi pasă de faptul că tu postezi despre mine zilnic. Să știu îmi pasă ce de faptul că tu postezi despre mine zilnic. M-am săturat să văd nimic de tine. Postările tale referitoare la mine.
Îmi pare și, sinceră să fiu, tu nu vrei să te ceri cu mine, dar cumva încerc să mă arăți pe Instagram. Nicio cum vine asta? Nu, n-am vrut să am nicio legătură, te rog, lasă-mă. Denisa! Sunt plecată, imaginează-ți că nu sunt acolo, ia-ți o oglindă, ceartă-te. Mamă, ce mi-aș dori să fiu plecată definitiv, dar să nu te mai văd, fetiță, păi niciodată. Da, ca să poți să faci never, asta. Ever. Îmi pare rău, asta nu se va întâmpla, adică tu o să pleci înaintea mea, sigur. O să se întâmple cât de curând. Nu, nu cred. Dar este adevărat că postezi anumite texte care au legătură mai voalat așa cu Larisa? Nu. Nu, nu am voie să folosesc. Ilinca, te rog frumos, dă-mi voie să merg să-mi iau telefonul pentru că eu nu mai pot. Deci chiar nu mai pot. Eu vreau să aduc telefonul la ei. Păi arată postarea, Ilinca. De ce când și faci o poză cu iubitul tău, scrii despre mine? Dacă eu nu exist în viață. Deci cum? Deci dacă ea postează o poză cu iubitul ei și face descrierea despre mine, înseamnă că sunt mai presus de orice în viață. Dar nu spune descrierea despre tine, arată-mi mie descrierea despre tine. Acum o aduce aici și o arăți. Da, arată-mi și tu, când o să îmi arăți și tu postarea cu... Da, adu telefonul și arată tu descrierea despre tine. Nu pot, că n-am telefonul la mine și am treabă. Și le voi arăta pe alea despre mine. O să avem timp să aducem și telefoanele, să arătăm. Marisa, tu ce voiai să adaugi? Care dreptate la Larisa cu partea cu familia. Ea chiar jignește pe Instagram și aduce viețile altor concurente în discuție. Spre exemplu, și de mine spune că stau în casa celui cu care îmi notez și cu care îmi împart sandwich-ul din astea, adică ca și cum ia mănâncă mai eu. Știi, de mai mâncăruri din astea de prețios și eu haide îmi împart un sandwich cu iubitul meu, adică e dubios. Nu știu dacă pot folosi cuvintele. Dar chiar face asta. Nu știu dacă pot. Deci are voie Denisa, nu știu dacă pot folosi cuvintele, ce reproducea postat cu nume. Pe rând, din suflet, să aflu de ce Denisa... Nu, tu ce din cu suflet, să aflu de ce Denisa are o secundă, Denisa, pe rând v-am rugat. Ce o face pe Denisa? Sunt foarte curioasă și vreau să aflu chestia asta din suflet, îmi doresc. Ce o face pe Denisa să aibă atât de multă imunitate încât ea ne poate jigni pe toate, ne poate face cu ou și cu oțet peste tot și pe poster și aici și mereu. Și dar voi înțelegeți că ceea ce faceți voi în spațiul virtual, acasă la voi, este fix problema voastră. Nu are legătură cu competiția. Încercați, adică poate jigni pe Instagram încercați să înțelegeți că noi încercăm să vă protejăm atunci când vă cerem, să nu vă mai atacați una pe alta, să nu mai postați lucruri râte, să ștergeți anumite mesaje pe care, evident, le pot regăsi și alții. Încercăm să vă ajutăm, încercăm să vă dăm sfaturi, încercăm să vă protejăm. Știu și Denise, ar trebui spus ca și în mediul virtual voi să vă promovați pe voi. Să încercați să ieșiți voi, vorbesc, Larisa, în evidență, fără să încercați să vă atacați una pe cealaltă. Încercați ce e bun să scoateți la lumină și asta să-i faceți pe cei de acasă să vadă. Tocmai pentru a reuși să vă protejați. Este simplu. Dar atâta vreme cât voi alegeți să nu faceți asta, îmi pare rău, nu este vina noastră. Nu știu dacă pot să reproduc postările făcute de stilatele și dragile mele colege. Pentru că mi-au folosit numele și au făcut acuzații foarte grave la adresa familiei mele, dar foarte, foarte, foarte grave. Și la cine te referi, colege? La cine te referi? Larisa și Marisa. Ok. Așa. Chiar, dar nu, nici măcar nu vreau să-mi implic familia și nici măcar nu vreau să se dea asta. Pentru că e foarte urât ceea ce a scris despre familia mea și nici măcar nu este real. Hai să vedem ce părere aveți despre ținuta Larisei de astăzi. Emiliana? Știi că o femeie adevărată nu își implică viața, nu implică viața personală a rivalele lor ei. Tocmai, Emiliana. Stai că am rămas șocată aici, eram implicată toată. Da, cât despre ținută, ai un look compus, elementele sunt toate din aceeași zonă, însă nu pot să spun că îmi place ce ai făcut neapărat. Mi-aș fi plăcut că a fusta să fie căptușită și nu mă dau neapărat că în vânt. Este? A, fusta din spate? Fusta, da. Nu se vede tocmai ok, înțeleg, nu este neapărat vina ta pentru că probabil așa ai găsit-o, nu cred că ai făcut-o, nu? Ba da, am făcut-o eu. Cred că era mai drăguț dacă era căptușită, nici fusta mini cu cizmele până sub genunchi, nu pot să zic că îmi plac foarte tare, dar este un lucru compus, coerent, nu pe gustul meu, dar poate va fi apreciat. Păi cum nu e pe gustul tău când tu în sezon întreg ai venit aproape în stilul ăsta? Nu în stilul ăsta. Uite, vezi, mie nu-mi place când vă contraziceți singure. Adică tu îmi spui mie că nu este puțin, pe gustul tău și puțin, tu în sezonul nervoasă, întreg... Te rog frumos să nu-ți descarci nervii deci pe mine. Eu nu sunt nervoasă, dar sunt pur și simplu... Ba da, ești foarte nervoasă. Adică vreau să fim drepți unii cu alții, dar ok? Dar mie nu-mi place fusta tu mini cu cizme okay, fusta mini, ne fusta mini. Un sezon întreg ai venit în stilul ăsta, cât de cât. Aproximativ. Niciun caz. Dacă nu te regăsești în acest stil. Dacă tu crezi că acesta pe care îl porți tu este stilul meu, înseamnă că nu prea știi ce stil am abordat sau nu te-ai uitat la emisiune sau... Ok. Nu prea l-ai cu stilul. Nu știu. Așa e, nu prea le-am cu stilul. Le ai tu, Emiliana. Le ai și pentru mine.
Ai stat 2 ore la porți să-ți faci afrul. Acesta care nici măcar nu... Care este foarte drăguț. Trebuia care mai umflat. Mai urât, gen. Da, mai care... și urât. Trebuia mai umflat. Trebuia mai umflat sau mai aranjat puțin. Șapca mai umflat prea... de atât. Șapca stă, nu știu. Așa trebuie să stea șapca. Fix așa trebuie să stea șapca. Trebuie să stea așa și arată ca o pleașcă. Lasă-mă, te rog, lasă-mă, lasă-mă, m-ai terorizat o sezon. Alo, vorbesc doar eu acum. Cum vă permiteți să imitați un jurat în fața lui chiar? Cum vă permiteți așa ceva? Mulțumesc, Cătălin, că m-ai făcut penibil astăzi. Eu m-am obișnuit cu tine așa. Ha, ce? Ce spune? Am închis subiectul ca să știi că știu. Știi cum e? Dar nu e de știut aici. Tu, ca persoană, din punctul meu de vedere, ești neinteresantă total. Altceva? Adică trebuia mai umflată puțin, trebuia să ai mai multă atenție la detalii. Și ai stat 2 ore la păr, Larisa. Eu n-am avut timp să-mi fac nimic la păr pentru că nu... Nu am stat 2 ore la păr, am stat 1 oră. S-a exagerat, să știi. Am înțeles. Am părul mai des, asta e. Nu este vina mea. Dar este, da. Este foarte bine că ai părul des, ai un păr foarte frumos. Chiar este foarte frumos. Tundel. Și chiar arată foarte bine. Un păr foarte frumos. Păi chiar este, nu am zis eu că nu este, Larisa. Ok, pot să apreciez că ai căutat toate elementele acestea din aceeași zonă, însă ți-am spus, nu este pe gustul meu. Am înțeles, sunt tare curioasă care va fi părerea juraților despre ținută. O aflăm imediat, Larisa, te rog, în fața lor. Bună! Bună, Cătălin! Nu înțeleg rostul acelui scris, pentru că, în primul rând, îți taie gâtul și cu această coafiură, care, într-adevăr, ai un păr frumos, cu această coafiură, cu gâtul tăiat de acest scris, ești ceva ciudat, iartă-mă că-ți spun. Mi-e place cel mai mult scrisul, cel mai mult. Da, dar atunci trebuia să prinzi părul undeva în partea din spate ca să se vadă un gât frumos, că acum nu mai ai gât, nu mai ai nimic, este un conglomerat de păr cu un scris, din punctul meu de vedere, inutil. Cum este inutilă și trena de la acest outfit, pentru că dacă lăsai așa, fără, cu fusta mini și cu acele cizme care sunt foarte frumoase, chiar și ranița aia ar fi fost ok, ai fi avut un outfit, poftim, frumos. Așa, ai pus acolo o bucată de material prost făcută, necăptușită, care arată oricum rău și care nu-și are rostul și ai venit să lupți împotriva stylingului rusesc. Nu știu, Larisa, dacă ție îți plac acele cizme, mie nu-mi plac deloc, pentru că ar trebui să fie mult mai înalte, în primul rând, ca să funcționeze. Doi, aceea este o cârpă, nu este o trenă. Exact așa arată, de parcă te-ai fi jucat cu niște cupoane de materiale. Iartă-mă că te-am întrerupt, Raluca, acel lanț, nu știu, nu este o bijuterie, nu-i așa? Adică este pur și simplu ceva foarte urât. Așa arată, jur. Încolăcirea aceea inutilă de piele de pe mână, iarăși nu o văd, și... V-aș ruga pe toate să nu mai folosiți cu atâta lejeritate cuvinte care înseamnă lucruri îngrozitoare. Puteai să scrii I win, dacă chiar vrei să faci asta, și nu mai juca cu cuvinte cum ar fi război și nu mai... pentru că nu este în regulă, ok? Da, Iulia. Mie îmi place foarte mult, Larisa, cum ți-ai făcut părul. Văd așa un Destiny's Child Reloaded din perioada lor de glorie, numai că perioada lor de glorie a fost acum foarte mulți ani. Practic, eu înțeleg de ce ți-ai scris cuvântul război pe gât. Pentru că te-ai îmbrăcat cu un cort din acela de război, vă duceți, campați acolo, dormi în tranșee, ți-ai fi luat niște conserve în ranița aia. Pentru că asta este o ținută care mă duce gândul la ce vrei tu în afară de concurs Bravo Stilul Stars, nu. Ideea de la care ai pornit nu este totalmente greșită, dar rezultatul, vorba lui Cătălin, cei cu trenea necăptușită se vede spatele alb ca la mușamalele alea care acoperă fețele de masă. Nu este ce trebuie, Larisa, deși tu ești ce trebuie, pentru că ești super sexy. Din acest punct de vedere, ai început săptămâna pe cai mari. Calul de război, parcă e un film Calul de război. Nu e bine ce-ai făcut, Larisa, deloc. Nu e. Cort. Ca să fi obținut-o, mă rog, un styling, un look foarte armonios, plecând de la această culoare, care, by the way, îți vine foarte bine, mă refer la nuanța asta de verde, mi-ar fi plăcut să păstrezi o fustă mini, dacă voiai să te axezi pe fustă mini,
cu o bustieră, Larisa, foarte structurată, evident, fără acea pestelcă, fără acea trenă, și cu niște sandale gladiator foarte, foarte glamour. Și să duci cumva, dacă vrei, stylingul în zona aceea. Sau să folosești, nu știu, cizme foarte, foarte înalte, din piele întoarsă, să nu se vadă deloc pielea, să fie un pic mai lungă acea fustă, să dispară complet trena, nu-mi place nici mie accesoriul de la gât, nu-mi place ce porți la mână, adică intenția, cum spunea Raluca, este una bună. Dar rezultatul stilistic în cazul ținutei tale nu e deloc, dar deloc armonios. Deloc. Mai încerc, Măris. Calificative pentru astăzi? Sigur. Și capul sus. Mulțumesc. Eu nu-ți declar război, însă nu o să fiu de acord cu ținuta ta. Mulțumesc. Nice, lasă, Larisa. Mulțumesc, Larisa. Denisa, Maurice. Ai ceva de arătat? Vreau pe Maurice. Ei, păi vrei pe dragă, Maurice, te rog. Materialele. Am ales. Are. Păi arată-ne și nouă ceva. Aici. Să vină Maurice. Uite, dragă, că a ales ce trebuie. Ilinca. Ia să vedem. Stai să vedem desenul. Aole, desenul e. Ține-l, Boghi, tu, că eu mi-e tremură mâinile. Dar de ce tremură mâinile? Că trebuie să fac ceva atât de frumos și... Mai deci e o rochie, da? Nu pot să mă abțin. Lasă, că am văzut de ce ai făcut tu. Dar schița oricum a arătat de 1000 de ori mai bine decât a ta. Păi eu nu-s la un arte. Deci ai niște umeri supradimensionați, Denisa, da? Eu vreau să vii aici, Moris. Vrei să vin acolo? Te rog, mai vino iar în casa noastră. În gara noastră mică. În casă. Ilinca, eu am slăbit foarte tare. Și nu mai e forță să spui acolo, practic. Datorită, nu, din cauza lavalierelor îmi cad pantalonii. Aolo, ferească Dumnezeu. Și ai putut să-mi spui treaba asta, pentru că am dat jos 4800 și mai am până la 20 de kilograme. Se vede, Moris. Dar și când le-ai dat jos pe alea 20, toate ținte, fetițo. Îți dai ca, se vede, dar eu n-am vrut să te felicit înainte de vreme. Mai aștept, mai aștept. Ia să vedem ce glășbiți de acest atelier. Boghi, dă-mi un la. La. Denisa, dă-mi eu. Da, dă-mi un fa. La asta am uitat și eu. La asta te-ai uitat? La asta nu. Nu l-ai văzut. E foarte frumos, nu l-am văzut. Îmi place această situație aici. Ce vrei să faci cu ea? Vreau să fac ceva frumos. Ceva așa. Ceva așa cum? Oh, nu, bă, e prima temă pe care mi-o dai și ce mai grea. Deci, eu înțeleg. 2018. Da. Met Gala. Da. Dar cu tehnologia asta... Dar căpăul, capul, unde este capul concurentei în această ținută? Vreau să-i fac ceva pe cap. Păi asta zic, ce-i păi facem pe cap? O clășbelă. Ăla e un extraterestru. Nu, dragă, nu, dragă. Și ochii s-au aliat tehnologiei. Ochii sunt și ei supradimensionați. Sunt ceva ochii alien, Ilinca. Nu sunt supradimensionați, sunt puțin divorțați. Nu știți nimic. Nu știu, da. Așa, deci ceva pentru cap musai. Păi neapărat. Ducem capul aici. Deci, atenție, capul nu rămâne aici, cam capul cal pleacă de aici pe structură. Pe ai vrut să vin și ce vrei să cu tehnologia asta, adică, așa. Ok, înțeleg, folosesc materiale din astea, da. 2018, fac un croi culorile mai aici. Sunt bune. Da, tehnologie trebuie... Ce să măi, tehnologie nu înseamnă că trebuie să iei camera domnului o priză, și să-ți o, nu știu, bagi în corset. Nu înseamnă că trebuie să apar cu o priză pe post de broșă sau cu un motor pe post de claci. Ok. Tehnologie înseamnă să te gândești la anumite tendințe care de-a lungul timpului ne-au trimis cu gândul către... Tehnologie. Către televizor. Seis, Shalayan... Rabane! Toată. Rabane. Și capul. Capul e cel mai important, da? Ai grijă la cap. Capul. Uitați că am slăbit. Te văd, Moris, te văd. Dacă nu-i cap, vai de picioare. Aici. Hai bine că e... Da. E bine și cu picioarele, Moris. Măcar am ales materialele, bine? Da, să ne apucăm. Da. Ești lămurită de nu mai poți, Denisa, dar nu-i problemă, lasă că te descurci. Să nu iasă cu capul în mână, așa cum au făcut în ultima colecție a unui mare creator. Am făcut cu capetele așa. În mână, că s-ar putea să fie nașpa. Poză. No. Mulțumesc tare mult, Moris, Denisa, Baftă și Mari și Bogdi. Revin la voi mai târziu, deocamdată. Continui seria defilărilor cu Marisa. Una dezbrăcată, alta îmbrăcată, una albă, alta neagră. Hai să te vedem.
bine tu? Bine, uite, sunt în formă astăzi, Ilinca. Văd că ești în formă, energie multă. Pentru că este una dintre ținutele la care nu port tocuri. Da. Și mă pot... desfășura în voie. Da. Dar unde te duci așa și de ce dungulițele la ochi? Nu-ți plac, Ilinca? Păi n-am zis eu că nu-mi plac, te-am întrebat ce-i cu ele. Ilinca? Ce? Nu-ți plac? Nu. Ăsta, ba da. Doamne sfinte! Ilinca, merg să predau cursuri. Cursuri de... stilism, Ilinca. Oh, lasă-mă, nu mă nebunici. Da, și unde mergi să predai aceste cursuri? La mine, la școala Marisiană, o știi din sezonul 2. Da, și da. Astăzi am o invitată specială, o foarte bună make-up artistă din București. Ea mi-a realizat acest make-up și merg să le învăț pe studentele mele că trebuie să-și poarte make-up-ul în ton cu ținuta, Ilinca. A, e cazul tău astăzi. Da, astăzi este cazul meu. Ținuta, nu știu. Asta, ce mă... Ilinca, ție nu-ți place așa pe Lejereanu? Îți place, Silvia? Asta vreau să știu și eu. E Culeanu. Doamne, doamne, doamne. Pentru moment am avut senzația că este o fetiță de la, nu știu, la fie mea la școală. Acolo stăm noi în Mihai Bravo. Înseamnă că e bine la clasa 7-a, 6-a. Și eu am crezut că merge pur și simplu, nu știu, cu bunica ei undeva. Dar nu știu. Dar de ce îmi vorbești, dragă? Așa? Pentru că nu-mi place, Marisa. Păi, adică... cucuretule, eu știam că nu-ți place oricum. Asta este replica. Nu-mi place pe tine. Și ce mi se pare, Marisa? Cuconet, da. Nu, dar știi, mi se pare la tine foarte ciudat. Ia și ce ți se mai pare în afară de sutele de milioane de păreri pe care le-ai despre mine. Am stat să mă gândesc, mine. De ce oare tu reușești să faci într-o ținută totuși ok, ceva ieftin tot timpul? Ești până genul acum, acela că ei, până e stilul acela, în celălalt știi când personalitate? Exact invers, cum măi, facem? Că în celălalt sezon îmi spuneai că dintr-o ținută ieftină reușesc să-i dau viață. Eu ție nu ți-am spus niciodată ferească Dumnezeu așa ceva. Crede-mă că mi-ai spus de multe ori, mi-ai spus, Silvia, în celălalt. Să încadă mâinile că ți-aș fi zvată. Păi te mințeam, iar eu nu mint. Păi eu nu mint, draga mea. Nici măcar nu știu ce nu spuneam așa. Dar știi ce mă distrează o chestie? Mă uitam și când mai prezintă câte o ținută totuși bună. Dom'le, are, este stilul acela când personalitatea sufocă styling-ul, știi? De obicei, omul vine cu un plus la o ținută. Cum tu fac eu? Să-i dai ceva. Păi, deci, mie mi se pare... Reușești din orice ținută să faci varză. Hai, mă! Iar efectiv, e supărată pe mine. Nu, haide, bă, nu, eu aș vrea. Mie îmi place geaca. Ai vrea, băi, dar n-ai vrea Marisa, tu. Marisa, dacă port ținuta aia, eu iau... Eu sunt bombă. Tu iei 3 stele, eu iau 0, nu? Dacă o porți. Cred că o iei și tu, nu știu de ce, să fiu sinceră. Băi, nu, ești rotă. Eu stau să mă întreb toată de ce. Te rog, lasă-mă, m-ai terorizat tot sezonul. Ideea este că, mai avem mult timp de stat împreună, Ilinca, Silvia. Eu vorbesc cu tine, și mai ai că, timp Ilinca... să-ți arunci câte o replică din asta acidă. Nu le dai pe din aceeași misiune, te rog. Deci eu stau și analizam. Deci chiar mai stai și mai analizează. Pune ochelarii la ochi și mai stai și mai analizează. Reușești să faci într-o ținută. Deci, da. Cum să zic? Cum e vorba? E o vorbă, dar nu știu dacă pot să ți-o zic pentru că nu pot să o pătrunzi cu mintea, însă reușesc să ieftinizez orice porți. Cam e, uite, în celălalt sezon ți-aduc aminte că îmi spuneai altceva și faptul nu, că acum îmi spui asta, și am mai vorbit cu câțiva stiliști care nu vor să-ți mai dea haine și mi-au zis că nu-ți mai dau pentru că atunci când le porți o ținută, o duci într-o zonă de mizerie și ai să râzi, dar de la oamenii la care am împrumutat eu și nu de la stiliști. Ba da, nu mi s-a spus niciodată așa ceva. Ba da, păi iar faptul că nu-ți mai dau. Acum încep să minci, încep să arunci chestia asta cum făcea și Adela pe final de sezon. Nu, mai ții minte cum făcea Adela pe final de sezon? Câțiva dintre cei care nu te va ajuta să câștigi. Nu. În fața stai ta oricum banca, o să ta, acolo în scaunelul tău roșu, ești, ia uite, ești protejată, ești regină. Bă, dar ce te super dacă da, tu ai darul ăsta. Tu dar ești frumoasă. Dar... Vezi de scăunelul tău roșu. Gata, și ești mișto. Nu mai e mișto, Ilinca. Că e mișto, că măi, drăguță. Păi știi că nu e așa. Ești drăguță, hai, las. Mulțumesc mult. Sunt stiliști care nu vor să-i mai dea haine Marisei? Nu, pentru că au spus că atunci când o văd pe scenă, ținuta lor, efectiv, capătă... Nu, o lasă, altă... lasă. Dar tu de ce stai de vorbă cu acești stiliști, Silvia? Nu sunt designeri la care ia haine. Am luat și eu, am purtat și eu de la piese. Da, am înțeles. Ascultăm totuși părerea juraților și vedem câte stele vei obține astăzi, Ilinca. Marisa, în fața lor. Te rog. Bună. Bună, Marisa! Bună! Dragă, mi-e place ceea ce ai făcut astăzi. Și uite, era Luca pentru tine. Am văzut că este un animal prin pe de sub. Stai liniștită că am văzut încă de când te foie pe acolo. Mie mi se pare coerentă ținuta, absolut. Îți place machiajul? Îmi place și machiajul. În contextul de față, da, îmi place și machiajul. Mi se pare așa că ai integrat totul într-o poveste în care elementele au legătură. Nu fac vreo pasiune în mod special, să nu-ți imaginezi. Știu. După... Mai ales după galoșia. Dar cum arată geanta aia care ți-ai pus-o în bandulieră? Cam așa.
Am înțeles. O lipitoare pe tine, practic. Dragă, este bine. Mulțumesc. Este bine ceea ce ai făcut. Am încercat să nu mai vin cu srochie. Astăzi nu ai sandale cu bretea fină. Mâine. Mâine ai? Nu, 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 dragă. Este o ținută bună și coerentă ceea ce ai făcut astăzi. Mulțumesc. Marisa, bravo. Dragă, mie îmi place că nu ești machiată foarte puternic și că te-ai oprit asupra acestor mici accente geometrice din zona ochilor, liniuțe, ce ai făcut tu acolo. Îți vine bine treaba asta. Moris, adora mai mult acest machiaj cu două liniuțe decât un machiaj. De multe ori așa se întâmplă. Îmi place că nu ești coafată și că ai ales o linie naturală, lejeră, că porți o cipilică. Să știi că nu-mi displace ce ai făcut astăzi. Eu aș fi ales un alt tip de bocanc la această ținută. Aș fi făcut totuși ceva cu această rochie neagră în zona taliei. Aș fi ales o altă geantă, dar nu mi se pare dramatic și îmi place ideea de bandulieră scurtă. Jacheta este frumoasă, dar mi se pare că e un styling coerent și armonios care îți vine foarte bine. Mulțumesc! Da, e un styling coerent, dar nu să te motiveze să fii în acest platou în această zi de luni. Pentru că e o rochie simplă, într-adevăr, cu o terminație aferentă. Animal print. Animal print pentru da. Luca. Da, e o fustă. Un fes la rochie care nu mi se pare cine știe ce. Extrem de simplu, poate că uneori a te îmbrăcat simplu e rafinat și elegant, dar nu și în cazul tău, pentru că te afli la Bravo ai stil. Nu mi se pare că ai făcut ceva extraordinar sau de că, ce, că, că ai făcut un schimb. Efort foarte mare în afară de machiaj, care este frumos, dar nu este executat de tine, din câte am înțeles. Și aș vrea să lămuresc o problemă. În discuția pe care ai avut-o cu Silvia, da, v-ați acuzat una pe alta subliminar. Eu că nu am pus pe niciodată. Nu, în ghilimele, a spus că ați fost la același stilist și așa mai departe. Iar Silvia a spus, da, știu stilistul și creatorul respectiv, pentru că a, și eu iau de acolo haine. Păi atunci, scuzați-mă, mă refer acum amândurora. Scuzați-mă că nu mai înțeleg ca jurat. Păi dacă voi vă luați haine de la stiliști și de la creatori, atunci de la nu înseamnă că aveți stiliști și creatori? Cătălin, nu, Cătălin, tu crezi de la Silvia, pentru că în momentul în care stiliști, vorbesc eu acum, alo, vorbesc doar eu acum. Dacă voi mergeți să vă luați haine de la un stilist sau de la un creator, eu nu am de unde să știu că ăla vă dă doar haina și pormă voi acasă o face. Eu ăla poate să vă dea în particular că nu vă filmează Cătălin nimeni. Tot outfit-ul așa pe umeraj și spune pune-l pe ăsta. Te rog mult să o rog. Nu, dar este să adevărat spun ce, este adevărat ce spun? Da, evident. Dacă tu vii la mine la atelier, evident, și eu îți dau un outfit, nimeni nu știe ce ai vorbit cu mine. Eu pot să ți dau cap coadă cu pantof. Normal. Atâta vreau să știu. Cum voi puteți să veniți aici să spuneți că aveți acces la stiliști și la designeri, dar nu aveți așa ceva? Cătălin, dar până acum toate concurente au purtat de la designer, da, de emisiune. Da, de ce da, nu punem întrebarea asta la eu, Silvia? Este de acord cu voi, dar acel designer poate de să-ți dea designer cap-coadă un produs și tu să-l pui, pentru că eu nu știu da, pe tine. Da, poate mi-l dă așa, demonstrează-mi. Nu știu, hai dacă tu o iei așa. Ia fi tu polițist și demonstrează, pentru că eu n-am putut să demonstrez că cele de aici au stiliști. Silvia, tu iară nu măsori cuvintele cu mine și eu pot să fiu și polițist dacă vrei. Spus, mie mi-ar plăcea să deslușit acest mister, pentru că păi eu tocmai tu ai spus singură. Tu am făcut foarte urât la începutul acestui concurs. Când am aflat, apoi, tu ai spus singură și o să mai merg la acel designer să iau haine. Silvia, haide că deja mi-a sărat mie, Sandra. Nu-ți dau voi deloc, Silvia, acum vorbesc eu. Tu nu poți să spui acest lucru în momentul în care tu vii atâtea gale cu Luță, prietenul tău Luță, care este de fapt face costume de teatru și da, participă la toate momentele și îngule costume. Dați-mă afară. Haideți să terminăm cu această ipocrizie. Știre bombă, Silvia are stilist. Este unul faptul că noi alegem să vă lăsăm până la un moment dat să faceți niște lucruri și al doilea. Vezi că stă rău că face așa, că nu poți. Luța, faceți pe care nu le știi, vezi că nu o să mă imprimă. Acum, te rog frumos. Deci nu m-ai imitat pe Iulia în acest concurs. Te rog să respecti orice jurat. Te rog frumos. Și voi trebuie să mă respectați. Nu, te rog, și noi te respectăm. Ce înseamnă să te strâmbi și să o imiți pe Iulia când ești lângă ea la 2 metri? Cum mă respectă Iulia dacă eu vorbeam cu tine și vreau să spun? Nu, dar te rog să nu mai imiți pe nimeni. Orice postare de-a voastră legată de un jurat să fie taxată așa cum este taxată și cea legată de telefon. Mulțumesc, Cătălin, că m-ai făcut penibil astăzi. Eu m-am obișnuit cu tine așa. E ceva ce nu-mi place la ținută. Nu știu ce anume. Că am plâns, Marisa. Ha! Ce? Ce spune? Ești o mincinoasă. Bun. Ce păi tu, sau, Iulia, ca și celelalte concurente care își pun prietenii să-și imite tot felul de alți da, prieteni Elisa, da, în pe Instagram. Cătălin, să vă fie rușine, fetelor. Cum vă permiteți
să imitați un jurat în fața lui chiar. Cum vă permiteți așa ceva? Cine cum îți permiți tu să o imiți pe Alba, ea fiind la un metru de tine? Cum îți permiți așa ceva? Păi de ce faci așa mie că eu vorbesc, nu știu? Pentru că este jurat, deocamdată, iar tu ești concurentă. Nu, aici este vorba despre respect. Ea te respectă, nu te-am jurat, nu ți-am făcut nimic. Nu mi-a spus, acum vorbesc. Astea sunt semnele ei, dacă nu te-ai obișnuit cu semnele. Nu mă deranjează, dacă mă deranjează și pe dacă te deranjează, poți să părăsești platoul, domnișoară. Da, din acest moment nu mai am ce discuție cu voi. Da, te rog să părăsești, ia să vedem, ai tupeu? Da. Hai. A, să plec? Da. Hai să te văd. Nu plec, vreau să vă arăt hainele și stylingurile. Vezi că, că nu pleci? Eu am vorbit și am încercat să spun când că eu... Când un jurat începe să vorbească, o concurentă tace. Aule, am semnat pentru așa indiferent, ceva? Indiferent, da, că pentru că pe urmă voi puteți vorbi cât vreți. Noi vorbim foarte puțin după cum ați văzut. Acest moment o să vedeți noi că nu mai spunem... discut niciun nimic cu voi doi, să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc. Mulțumesc mult. O, Doamne. Pauză. Hai să vedem care sunt și calificativele pentru Marisa. Ridică-te, te rog. Mulțumesc, Maris. Mulțumesc. Nice deal. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc, Marisa. Nu uitați să vă votați concurenta favorită, intrați chiar acum pe bravoisil.canalde.ro, acolo găsiți secțiunea concurente și vă puteți susține preferata până în marea finală, de ce nu? O văd că se pregătește, nu știu dacă știe că vine la defilare? Eu? Da, tu, Emiliana. Ah, imediat. Mândră și încântată tare de pălăria ei, hai să vedem dacă face rumoare. Ilinca, Emiliana. Îmi place mult de tot. Îți place, văd. Încotro astăzi? Ilinca, merg la Londra, pentru că am auzit că domnul Cătălin Botezatu o să-și prezinte o colecție acolo. Mm-hmm. Și vreau să mă duc și eu. Undercover, așa? Undercover, ești da. Ești neinvitat, adică? Da, normal că sunt invitat. Păi de ce și normal? Că te-ar putea invita? A, vă să mă invite? Vreau să mă duc să-mi cer scuze. Aolo. A. Mă rog, da. Mai merge atunci. Nu mai întreb, nu mai intru în detalii, nu mai e bine în viață la un moment dat să-ți ceri și scuze. Și este foarte bine, și important e dacă poți să faci asta, exact. Și este liniștitor și atunci când recunoști o greșeală, să știi că dai dovadă de tărie de caracter și e... 100% și nu numai. Ia uite ministerul de interne externe. Vezi, Cătălin, ce înseamnă? Apreciez. Da? Hai să vorbim despre ținută cu Iuliana. Ești foarte frumoasă astăzi, îmi place cum te-ai machiat. Mersi mult. Ținuta, ce să zic, ai asortat lac cu lac, o cămașă albă cu pereche de pantaloni negri. Îmi place foarte mult accesoriul pentru cap. Îmi place și cămașa, dar nu fac o pasiune pentru pantaloni. De ce? Nu-mi plac. De ce? Nu-ți place? Nu-mi plac, pur și simplu. Dezvoltă. Poftim? Nu-ți place cum îmi vin? Știi că vin mai foarte multe. Bine, nu-mi place modelul lor. Nu-ți place că au această dungă? Mie mi se pare da, îmi place. Nu știu, nu-mi place. Material. Trebuie să zici că nu-ți place ceva, nu? Nu neapărat, Emiliana. Tu arăți foarte bine, dar mi se pare un pic cam simplu. Bun, mulțumesc tare mult. Hai să ascultăm și părerea juraților. Te rog, Emiliana. Emiliana, bună, dragă. Bună. Nu există greșeli majore în ținuta ta, dar cu toate astea abordarea este una simplistă, să știi, pentru nivelul acesta, pentru momentul acesta. Uite, Marisa a făcut și azi o ținută destul de monocromă, nu s-a jucat cu foarte multe nuanțe, culori, nu știu ce, poartă ca și tine pantofi, mă rog, încălțări fără toc, și cu toate astea ținuta propune un oarește twist. Mie nu-mi place deloc ce se întâmplă în zona taliei, pentru că nu-mi place ideea de pantalon tip training pe betelie din asta de elastic.
în condițiile în care tu ai cămașa închisă până în gât și o broșă care s-ar vrea și este poate una destul de prețioasă, nu-mi place deloc acest rucsac. Eu cred că puteai să faci o chestie mult mai interesantă. Puteai să profiți de faptul că mâinile sunt goale, sunt descoperite, să pui niște mănuși negre foarte, foarte lungi, să alegi altceva de purtat în picioare, să alegi un alt model de pantalon care și el să aibă o structură, să renunți la această, în momentul în care aveți o șapcă, în momentul în care aveți un capișon, aveți tipul ăsta de accesoriu, da? Măi, cea mai previzibilă și unstylish chestie e să trântiți o coadă și să lăsați două fâșii aici, două șuvițe care nu e ok, sunt multe alte variante. Tu puteai să întinzi părul foarte bine sau să-l prinzi într-un mic șinion sau să nu se vadă absolut deloc sau să chestiile astea, lațele astea două, nu arată bine deloc. M-au dus cu gândul la soldații reginei. Da, nu ai făcut nici treaba aia, adică nu te-ai asta jucat voiam cu un styling tip perciune. Ai lăsat pur și simplu două mici lațe. Aerul pe care l-ai conturat astăzi al ținutei per total îmi place. Sunt multe lucruri care nu-mi plac. De exemplu, acele astea am ajuns să le urăsc cu disperare. Nu le mai supor, nu știu ce le tot integrații în styling, pentru că nu-mi plac și în afară de asta nu le văd utilitatea în viață. Ori ai o geantă ca lumea în care pui ceva, în fine, nu știu. Terminați cu baby rucsacele astea. Mare, mare, foarte mică. Cămașa îmi place foarte mult, îți vine bine. Nu-l arunca, lasă-l acum, ține-l, Doamne, iartă-mă. În fine, este bine ce vreți să faci pe total. Cămașa stă bine, chipiul ăla îl văd și pe integrat. Oricum, față de alte styling-uri din alte săptămâni, eu sper că săptămâna asta să fie mai bine, pentru că altfel, în afară de gale, în săptămâna ești lemn. Am să fac ceva spectaculos și săptămâna aceasta. Hai, Doamne ajută! O să vezi, ca în gală. Bună! Eu încep săptămâna prin a clarifica niște lucruri legate de toate concurentele. Emiliana, noi doi am avut o divergență, pentru că toată lumea știe că aceste emisiuni sunt înregistrate, da? Am avut o divergență stilistică cu mult timp în urmă. Pentru care firește că tu te-ai supărat, pentru că asta e normal, dacă nu ți-am dat steluță, te-ai supărat. La o săptămână distanță, tu ai făcut o postare, ceea ce, îți spun asta, pentru nu este permis unei concurente să posteze despre un jurat, oricare ar fi acela, să facă o postare legată de un jurat. Drept pentru care noi am hotărât de acum încolo, pentru că sunteți urmărite, ca orice postare de-a voastră legată de un jurat să fie taxată așa cum este taxată și cea legată de telefon. Dar o postare legată, făcută la adresa unui jurat, care generează un val, pe mine nu mă interesează, la urma urmei, un val de, eu știu, alte comentarii venite de la numeroase conturi fake, pentru că toate aveți conturi fake, sau numeroase, numeroase persoane care nu înțeleg foarte bine ce înseamnă asta și sunt fanii voștri, pe care și pe aceștia noi îi respectăm, aceste lucruri nu sunt normale. Eu ți-am spus la momentul acela când tu ai ieșit de pe podium, tu ai venit la mine, plângeai și ți-am spus nu mai plânge, Raluca era lângă mine, pentru că eu nu sunt supărat pe tine. Un jurat n-are voie să supere pe nimeni. Mă supăr aici, acolo mi-a trecut, pentru că eu am o moralitate și pentru că eu am o verticalitate și nu mă pot supăra, chiar dacă mă enervez și vă spun atunci pe loc ce am de spus. Mai departe, repet, dacă tu la o săptămână te superi și încerci să-ți atragi fanii și simpatia cu această postare, nu este corect. Ca și produs, în seara asta, s-au spus ce era de spus, rucsacul este oribil, cămașa este una pe care am mai văzut-o și este comună din punctul meu de vedere, pantalonul la fel de oribil, chipiul ăla în cap l-am mai văzut, nu mă atrage cu nimic, iar șuvițele neglijente, cum le spui tu, nu și-au rost în acest outfit. Calificative pentru Emiliana? Da, bacă. Mai stil. Dar te-am iertat. Vis-a-vis de ceea ce a spus Cătălin și de postarea pe care ai făcut-o, nu ai stil, Emiliana. Eu. Pare rău, am reacționat impulsiv și... Ținuta de astăzi, pentru ținuta de astăzi, ți-aș fi dat stil, dar pe viitor nu aprob astfel de comportament, Emiliana, n-ai stil. Mulțumesc tare mult, Emiliana! Eu aș vrea, în schimb, să văd ce face Denisa. Nu sunteți curioși? Ba, da. Pentru că n-am mai văzut-o de mult. Și nu știu dacă a reușit totuși să pună cap la cap sau dacă a reușit totuși să pună capul pe ținutei. Cap. Exact, da. Sau nu? Denisa? Da? Ce faci? Bine, vreau să probez creația. Opa, e gata deja? Aia sau gata? Ce peste îmi dai? Ei, cum să fie gata? E un început de creație. E un început? Ne arăți și nouă? Nu.
Nu vrei să ne arăți? Am văzut ceva acolo, dar nu știu dacă sunt pantaloni sau... Doamna Mari, încercăm să facem ceva, Ilinca. Mă străduiesc aici. Te străduiești. Ți-ai făcut și cruce, asta trebuie să semnifice ceva, măcar trebuie protecție. De bine, dar să ordine sperăm. Ți-ai făcut așa în gânduri? Nu prea. Deci nu știi nici acum ba, ce ar trebui să fie. Știu, dar mai vreau ceva, acum mă gândesc. Mai vrei ceva? De la cine? De la mine? Mai vrei ceva? Nu, de la mine, de fiecare dată îmi doresc de la mine mai mult. Bine, atunci îți doresc inspirație multă. Mulțumesc. Cât timp ai mai avea să mai coci ceva acolo în atelier, noi mergem mai departe și o invităm la defilare pe Alina, care, repet, nu se dezminte, domnule. Alb-negru, alb-negru. Bun găsit, Alina! Bună, Ilinca! Dar ce machiaj, dar ce pete de culoare! Așa, am zis să nu fiu tocmai albine. Să nu fii, da, niște da. Ai culoare. Salvat un pic, hai să vedem unde mergi. Dar nu știu, cu atât sărbăm platou, am uitat unde mă duc. La gara să-mi cumpăr covrigi, că am pofte. La gara să-ți cumpăr covrigi, ok. Ai pofte? A, da, păi eu am poftele de obicei când nu sunt însărcinată, nu. A, mă gândeam că când am fost, n-am avut. Acum și ne bucurăm toți aici împreună. Chiar aș mânca covrigi, adică e ok. A, poți să roși pe rar, dar întotdeauna. Voi Linca, că această chestiune a poveștii a devenit așa cumva, o, adică este ultima eu zic să nici nu treabă le mai care le mai interesează. Da. Ele am uitat, aveam una chiar interesantă legată covrigi, de buline. La mol cu mama, la o cafea cu tata, adică la cine? Deja întrebarea asta a devenit o întrebare inutilă, da, de cel mai multe ori. Da, uite, dacă vreți să mă ajutați, moriți, puteți să țineți voi cont de asta, pentru că eu nu pot păi să fac nimic în această privință. Știi cum am putea să te ajutăm și pe cum? Tine și pe ele? Clopoțel. Să începem să retaxăm din nou ținuta și să ne gândim asta la zic. Poveste. Asta zic, asta pentru zic, că dacă ea îmi spune și e foarte sigură că merge la gară să-și cumpere covrigi îmbrăcată așa și machiată așa, este clar, realizează, nu că nu vorbim nici o stea azi, să-și asume povestea. Okay. Machiată așa la gara să-și covrigi, e nasol. Uite, dacă trebuie pe lângă gara de nori și am okay. poftă, mori să mă opresc mașina în drumul meu să-mi iau okay. covrigi. Mm-hmm. Bine. Da, este valabil pentru toate concurentele, așa că băgați de seamă și aveți grijă. Otilia, ținuta îți place? E o ținută ok, pantalonii nu-mi plac chiar așa mult, cam așa este frumoasă. Ce-mi place Otilia pantalonii mei? Nu știu, nu, banda aceea de jos mi se pare că se potrivește cu pantofii aceștia. Okay. Și lungimea nu-mi place de mult. Și geanta nu mi se pare că se potrivește neapărat. Ia, pune și ochelarii să văd. Uite, e genial. Păi nu-i pun eu pentru tine, Oti. Ochelarii îmi plac. Și cercei nu sunt sigură că se potrivesc așa bine. Te mai gândești, Oti, te lasă să te mai gândești. Așa. Da, mie îmi place că ai punctat prin aceste pete de culoare Face. Verde și vișiniul acela. Dar mi se pare o ținută simplă, sincer. Chiar mi se pare o ținută simplă. Chiar dacă este clasică și ai încercat să accentuezi acele puncte de culoare, mi se pare foarte puțin. Să faci o ținută simplă, Larisa, de obicei este lucrul cel mai greu. Adică cu toții putem să punem este cumva pestelci pe noi și lanțuri. Asta, adică am o să din numărători în acest concurs. Și să ne desenăm. Dar credem, este cel mai greu lucru să faci o ținută simplă. Mi se pare că trebuie să încercăm și altceva. Părerea mea, simplă. Adică este fix părerea mea asta. Ar fi putut să fie foarte bună dacă accesoriile erau bine alese. Părerea mea. Mie mi se pare că și-a ales bine accesoriile, okay. Mie mi se pare doar că este foarte puțin. Părerea mea, adică poate văd eu diferit lucrurile în acest concurs. Sigur, este sau părerea poate, voastră, sau pe asta ar trebui să venim lor. Cumva într-o notă simplă. Mie mi se pare ușor să fac o ținută simplă, să fie mai safe decât să... Dar și mi se pare ușor să văd o poză și să o copiez într-un totul. Păi, da, probabil, și ție ți se pare. Ascultăm care este părerea juraților vis-a-vis de ținută. Alina, te rog. Mulțumesc, Ilinca. Uite, ai murit așa cu Povestea ta cu poftele
și cu gara este una penibilă, dar o înțeleg pe cea legată de pofte, pentru că ai un outfit exact ca al unei femei gravide. Lălău, prost construit, aș putea spune penibilă pantalonul pe care îl porți, pentru că ne-ai venit toată cu pantalonii soțului și acum să nu se mai facă tot felul de legături. Dar și te-am văzut acum, ai venit cu un pantalon, bine, nu e asemănător, dar la fel de urât. Bluza aia, parcă ai luat-o așa în graba mare de pe undeva, ai pus-o pe tine și ce ai zis? Hai că sunt, nu contează cât de nașpa m-am îmbrăcat astăzi, dar arunc niște accesorii faine, pentru că, într-adevăr, claciul, pantofii și cercei sunt superbi. Dar, ce păcat că i-ai pus și i-ai stricat și i-ai folosit la o astfel de ținută. Mulțumesc, Cătălin, că m-ai făcut penibil astăzi. Nu te-am făcut penibil, am făcut penibil pantalonii pe care îi porți. Așa mi-e plac foarte mult. Alina, din păcate, voi nu înțelegeți că anumite piese nu arată bine din orice material. Dacă tu vrei o pereche de pantaloni cu intenție sport, trebuia să alegi asta, nu o pereche de pantaloni făcuți un material total nepotrivit. Puteai să iei o pereche cinstită de pantaloni sport. Mi-a plăcut foarte mult modelul pantalonului la spate. Ok, materialul este foarte urât, dă foarte urât, pune și pe cameră, pentru că m-am uitat la acest lucru. Iar, într-adevăr, bluza este de femeie însărcinată, deși, crede-mă, că am văzut multe femei însărcinate foarte bine îmbrăcate. Ok, mulțumesc, Iulia. Atent, textura acestei cămăși nu se potrivește cu textura pantalonilor deloc, iar eu nu le am pe astea cu texturile. Adică nu că nu le am, nu le folosesc împotriva voastră, ca să spun așa. Le ai, dar le am, prefer dar să nu le... Prefer să nu le folosesc dar împotriva uneori voastră. Sunt vizibile, am înțeles. Însă uneori sunt foarte... Pantalonii aceștia sunt făcuți din... într-un tricot ceva, nu? Nu, este chiar mai rău, este ceva. Chiar nu știu. Dar ce este? Este un neopren cu tricot, nu e nici neopren. E ceva mai bățos, dar nu... Ceva mai bățos, da, care nu pricep, prea se potrivește cu cămașa. Sunt dar să știi că lucrul total pe care l-ai, conturat cu machiaj, cu geantă, cu cercei, poate să treacă pe subrata într-o zi de luni, că n-ați dat azi o steluță, zici că am înnebunit, că am pornit-o de luni așa. Mă gândesc la covrigea și revenim. Eu nu știu de ce te referi tu la un look simplu când aduci în discuție acest look, pentru că nu e un look simplu. Larisa a spus Sau, mă rog, nu e nici măcar unul minimalist, deși e o diferență foarte mare între un look simplu și un minimalist, n-au nicio legătură. Mie nu-mi place că ai ales pantofi stiletto, de exemplu, chiar dacă voiai să porți un pantalon de genul acesta șalvar, era obligatoriu să spui niște sandale în picioare și un gen de sandale. Între top și pantalon nu există nicio legătură. Combinația dintre cercei, claci și pantaloni mă ucide. Nu mi-ar fi plăcut nici pantofii dacă erau singuri în nuanța asta. Deci consider cumva că ai făcut așa, un fel de haos, le-ai băgat la blender pe toate și uite o ținută pentru mers la cumpărat covrici. Am încercat. Hai să spunem ceva pozitiv. Claciul este frumos. Da, e frumos. Accesoriile sunt frumoase, toate. Calificative totuși? Din păcate. Mai încercăm și mâine. Alina, eu merg pe mâna ta, mă, hai de luni așa. Mie îmi place ce ai făcut astăzi. E îmbulinată, nebulinată, bravo, știi. Mulțumesc, Aluca, vin covrici în pauză. Să vii! Neapărat. N-ai cu ce să vii, Alina. Pentru că n-ai venit cu stilul astăzi. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc și eu, Alina. Aceeași rețetă simplă, alb-negru, simplă între ghilimele, că poate fi și extrem de greu de obținut, a ales și Iuliana pentru astăzi. Hai să o vedem. Bună, am găsit Iuliana. Să te mai întreb încotro, are sens? Da. Are sens, da? Bine, te întreb. Băiatul de care îmi place. Așa. M-a invitat la o plimbare prin Cismigiu și vom merge la un restaurant secret unde vom mânca un profiterol. Secret. Nu sunt atât de multe restaurante în Cismigiu.
știu, deci... Deci o putem găsi. Este secret. Ne zici secret. Data măcar? Și după profiterul ar merge astăzi. În mic. Astăzi, astăzi, da. Chiar astăzi. Da. După, deci toată lumea, după, după emisiune, în Cismigiu. Luăm Cismigiu la picior. Dar cum evoluează lucrurile? Bine. Evoluează bine? Da, 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 da. Și ești fericitică? Așa, 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 nu știu ce aștept. Să zic. Aștept, da. Să vezi ce se întâmplă. Încă bine. Nu știe că-mi da, place de el, că... exact. A, nu știe? Da, sunt mai mult așa... Nu, mai, Iuliana, adică... da. Îi dai like pe Facebook, pe Instagram, atât? Cam sau ce faci? Da, nu știu. Asta e o relație în ziua de astăzi, să dai like pe Instagram? Aoleu, și dacă îți dă înapoi, înseamnă că ați făcut și copilul? Au! Nu, mai mult, Regino, dai pop pe Facebook, nu chiar like, doar like. Adică îl ciupești. Atunci ai făcut tripleți. Când ai dat și pocul, ai făcut tripleți. Auzi, Iuliana, da. Iuliana, vezi să nu-ți dea sin că e nasol. Potoliți-vă că deja nu mai știu despre ce vorbiți. Mi-am dat, mi-am... Da, Iuliana, mi-am cu ce se ocupă băiatul? Om da face. Cu de toate, Ilinca. Cu ce? Cu de toate. Lăsați. Cu de toate se ocupă, știi tu, Marisa? Nu, ziceam și eu. Mă lasa că nu poți să vă zic. E secret, e secret. Bine, dar gen, e, nu știu, lucrează la o spălătorie auto, are el o spălătorie auto. După 15. Ceva? Are și el o afacere. Are și el o afacere în două. Om da face, mă, ți-am zis. Am înțeles. În copilărie a făcut ca orice băiat. Uite că tot am... Tot au cu aptura asemănătoare, aș vrea să o întreb pe Silvia ce părere are despre lucrul Iulianei. E ceva ce nu-mi place la ținută, nu știu ce anume. Că am plâns, Marisa. Eu m-am obișnuit cu tine așa. Tu cauți doar ceartă în această emisiune și circ. Păstrează-l pentru casa ta. Nu bag în seamă. Ha! Ce? Ce spune? Ești o mincinoasă. Bun. Eu aș vrea să întreb pe Iuliana în ce șifonier a intrat. A intrat. Se pare că puștiul cu care ea, cu care ai avea această nu, interesant. Nu, o doamnă puștiul. Foarte drăguță m-a contactat pe Facebook și mi-a... Telefonic, te-a contactat telefonic. Poftim? Și pe mine m-a contactat acum. Nu? Pe da. Facebook. Da. Da. Și mi-a scris că vrea să-mi dea niște haine de brand. Da. Chiar de la Cluj, te salut. Și mulțumesc foarte mult. Bă, Iuliana, astăzi ești chic, e treșic. Fata e treșic astăzi. Treșic astăzi? Da. Bun așa, deci îl cucerește pe băiat, cum ar veni. Cred că Silviei îi plac mai mult piesele. A, piesele în sine. Să știi că nu e chiar lasă numeu... Lasă, Iuliana, bine că îi place piesa de bărbat tu. Da, da, mai grav ar fi. Chestiile așa foarte feminine nu mă prea reprezintă, deși le pot purta cu ușurință și îmi vin bine, însă îți vin ție foarte bine astăzi, îmi place. Mulțumesc mult. Mulțumesc, Silvia. Potoliți-vă și așteptați fata la jurizare, vine chiar acum. Hai, Iuliana. Bună ziua! Bună, Iuliana! Bună. Deci, take me to New York, I want to see LA. Ori îți dă ție așa o subliminală la Paris, ai dus, o vrea să văd acum și New York-ul și LA-ul și ce te rau. Merg în toamnă. Ia spune din timp să fii pregătit cum ar veni. Spune din timp ca să știi. Iuliana, îmi place foarte mult ce ai făcut astăzi. O coafură nouă, care nu te-am mai văzut până acum. Machiajul stă impecabil. Mulțumesc! Ți-au crescut niște accesorii, nu? Jucărie între timp. Nu e vorba de brand sau de nebrand. Este vorba că le-ai asortat foarte bine și îmi place lucrul pe care l-ai conturat. Îmi place ce ai făcut astăzi, Iuliana, foarte mult. Mulțumesc! Nu te-am mai văzut de mult așa. Doamne, bravo! Vem de o câștigătoare. Mi-era frică, o să spuneți că sunt iar retro. Ești dar altfel. Dar anii 60 nu am fost. Totul altfel. Eu m-am obișnuit cu tine așa. Alb, negru, băbuță... Băbuță? Cătălin, punctul meu de vedere, nu ești drăguță și tineruță și drăgălașă. Ce vrei să zic? Ai niște... E un outfit curat, corect, cu o geantă de firmă, de brand, în care dar se nu vă văd, bazam pe asta, care oricum. Se vede brandul cât așa, bravo, bine că ți-ai făcut și tu rost de niște accesorii de genul ăsta, dar ce vrei să zic? Îmi place foarte tare? Nu îmi place foarte dacă tare. Dacă place, normal. Foarte tare. Da. Mulțumesc. Eu aș fi încadrat ploapa, pe care ploapa. Aș fi machiat-o cu alb, da. Aș fi încadrat-o de dungi negre din tuș. Mi se pare că ar fi fost mai relevant machiajul acesta. Cum? Tuș. Ploapa albă, da. Și încadram ploapa jos
tuș negru, da? Și aici făceam din nou pe acest pliu, pe această cută, da? O altă dungă de tuș care să urmeze linia acestui pliu. Ce nu înțelegi, Iuliana, mamă? Și ea n-are pliuri, că e prea tânără. Da, nu, dar oricine are pliu, mă, ia ce mă... Eu am o linie aici. Neagră? Pe viitor îi faci, da, machiajul. Este. Dacă ai fi avut machiajul pioapei alb, s-ar fi văzut și mai bine. Da, am mult înțeles. Mai bine. Okay. Mie îmi place cum te-ai coafat, îmi plac piesele, îmi place că porți dresuri albe, îmi plac la nebunie botinele și tocul lor. Da, dragă, e un look foarte bun, felicitări. Mulțumesc. Califica... Mi se pare cu atât mai previzibil algerea încălțămintei pentru Iuliana. Este previzibil? Nu, imprevizibilă. Nu m-aș fi gândit că vei alege aceste cizme. Da. Mi-era frică, la fel cum să spuneți, că nu mă avantajează la gleznă. De ce? Nu. Eu să spun asta, Iuliana? Nu. Eu? Nu știu. Calificative? Bravo, ai stil. Mulțumesc. Bravo, ai stil, Iuliana. Mulțumesc. N-ai stil. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ei bine, astăzi Beatrice a schimbat așa stilul din punctul meu de vedere, dar haideți să vedem dacă e o ținută plăcută sau nu și mai ales povestea. Cum sună povestea? Hai, Beatrice! Bine te prinde stilul acesta, Beatrice, musai să spun, încotro te duci. Ilinca. Ilinca, am sărăcit. Nu pot să cred, asta e ceva ce nu are ce cum să durere, se întâmple. Ce durere, ce tristețe. Nu? Am sărăcit și sunt nevoită să fac contrabandă cu ce crezi? Cu ce mă pricep eu cel mai bine? Cu șerpi exotici. Am ceva cereri și de contrabandă cu crocodil, dar e periculos, nu mă bag. Nu te bagi. Nu mă bag. Eu mă zic bag. Să nu te bagi deloc. Nu mă bag. La astfel de... Ei, o mică acum contrabandă, no, nu cred că omor pe nimeni. Eu zic că ba da, s-ar putea. Șerpii și mai bine sunt veninoși, dar... Poți să încerci cu jderi. Cu ce, Silvia? Cu jderi. Cu jderi? Da. Deci ai tu sau suricate. Suricatele. Ai tu nevoie? N-am cereri de-astea, no, să știi. Dar sunt simpatici ca animale, suricata. Și când facea... Mai pervers animal. N-am Silvia, cereri ești tu doamna astăzi, nu... Dar ce-l dragă suricata? Da, n-are, da. Marisa, spuneai ceva de Beatrice care a plâns pe Facebook. Vechi, am auzit că ai făcut un live în care ai plâns. Aolo, Marisa, ce subiect de luni, că a plâns Beatrice. Mai plâng și băieții câteodată, nu v-am zis. Dar de ce ai plâns? Nu știu, eu nu am văzut, chiar nu știu de ce e vorba, dar mi-am zis și e mult spus că am plâns. Ia plâns, se mai emoționează omul din când în când. Voi emoționați și oamenii, Beatrice. Nu asta a fost intenția. Intenția a fost... Au rezonat cu ce ai spus tu acolo, deși nu știu ce ai vorbit. A, îmi place. M-am emoționat puțin în timpul unui live. Mi s-au pus niște întrebări. Este pur omenesc să te mai emoționezi, că așa cum am spus, nu suntem roboți. Probabil că am spus niște adevăruri pe care lumea le-a simțit, le-a văzut și faptul că au fost verbalizate... Oamenii s-au simțit și emoționați de faptul că am fost eu emoționată de anumite lucruri. Niște lucruri pe care probabil foarte multe lume de acasă le văd, le simt, le trăiesc. Oamenii uneori rezonează cu alți oameni, știi? Da, am întrebat-o ce-a... Ce-a nu fost live-ul acela? Eu nu l-am văzut. I-am zis că mi-a scris cineva cum că ar fi făcut un live în care plângea. Și am întrebat-o de dar ce. Dar nu e chiar așa, am făcut un live. Dar eu nu știu live-ul, dar n-am văzut absolut nimic, nu știu. Spus, am făcut un live în care plângeam. Am făcut un live, la un moment dat mi s-au adresat niște întrebări mai delicate, m-au atins pe mine să zic și într-adevăr m-am emoționat, am lăcrimat, dar... Asta că am plâns pe live e ca și când ai vedea pe cineva în hohote, ceea ce nu e cazul. Cred că m-am controlat. Nu poți să te combat cu argumente pentru că nu am văzut live-ul, nu știu despre ce este vorba. Pur și simplu era o întrebare normală în culise, o întrebare de a plâns sau nu. Mai emoționant, la un moment dat, bun, felicitări. Spuneți că se vede, este
presiune, este tensiune, este... Și la un moment dat mai cedez, suntem oameni... Am spus-o, Elinca, și băieții plâng câteodată, asta e. Bine, până la urmă nu-i nimic rău în asta. Absolut. Ne descărcăm la o adică, mai ales în prezența celor dragi care ne iubesc și ne apreciază. Așa este. Te simți poate mai în largul tău atunci când ai susținători în jur sau prietenii sau familia, să te mai descarci, este adevărat. Te sigur simți mult da. Mai relaxat atunci, așa este. Și mai mult decât atât, plânsul curăță ochiul. Domnule, și-l face mai luminos. Dar ținuta, Marisa? Mi-e place de Beatrice foarte mult când vine mai puțin machiată și în celălalt sezon i-am spus-o, mi se pare da, mult mai frumoasă. Da. Ținuta mi se pare una coerentă când mă uit la ea și îmi place că o prinde pe ea, este stilul la ei. Stilul pe care îl abordează astăzi. Mie una, eu nu mă omor după sandale, nu că n-ar fi frumoase, ci după cum se închid la spate, știi, cu fermoar și ca o chestie dunga aia. Mi se pare urâțică. Păi, și cum ar adică fi plăcut să, mi-aș plăcut să aibă și returile acelea pe care să le dai tu și pe picior. Și returile acelea, dacă nu ar fi avut un suport, nu ar fi stat niciodată probabil, pe picior. Asta nu, pot să-ți garantez. Nu mă omor după model, nu am mai încercat sunt și alții să facă sandalele astea așa și n-au funcționat. E ceva ce nu-mi place la ținută, nu știu ce anume. Că am plâns, Marisa. Nu, nu, că ai plâns, nu, la ținută. E ceva ce nu-mi place. Cred că piesele trebuiau să fie piesele sunt altfel, chiar drăguțe. Nu știu, poate geanta, chiar nu știu. Deci mă uit la tine și îmi dau seama că eu n-aș purta ținuta asta, dar mă uit la tine din nou și îmi dau seama că este stilul tău și atunci pot să apreciez acest lucru. Ok, mulțumesc, Marisa. Și ochelarii, din nou, nu-mi plac, dar mi se par din film. Dar jurați oare, ce vor să... Dar Raluca, oare? Raluca... Raluca face contrabandă cu rujuri. Face contrabandă cu rujuri, Raluca. Nu, eu cu pârși, doar cu pârși. Și pârșurile animale stați potolite. Gata, măi, ca un regină, buzele sunt... Ca două petale? Da. Da? Da. Mă, nu mai e niciun pic? Da, mai vezi în oglindă, iubirea mea, că nu, nu e bine așa. Hai că imediat, gata. Bine, până se aranjează, Raluca, ajungi și gata, tu gata, în fața juraților, Beatrice. Mulțumesc, Elinca. Îmi place ținuta, eu aș fi ales o altă geantă, aș fi luat un ceva foarte glamour, un mama baby bag-ului. M-am gândit pe care mi-aș asta, fi pus-o într-o bandulieră, mi-aș fi pus-o undeva în talie, dar cumva brodată, bogată, cu păi niște pietre multe. Care nu mai are bogată. Dar, per total, ținuta mi se pare reușită, Beatrice, îmi place ce porți la gât. Ochiarii sunt și ei foarte bine alege și nu mă urc pe un model. Nici eu. Una peste alta e o ținută reușită. Mulțumesc mult, Maurice. Dragă, inutil să spun că îmi place ținuta foarte mult. Tu știi că ori de câte ori ai abordat J-Lo ăsta, Gwen Stefani ăsta, mie mi-a plăcut foarte plăcut, mult. Da, așa stăpânești este. Foarte bine stilul acesta, îți vine bine, îl stăpânești bine, îl strunești cum trebuie. Colierul mi-a dat fatal la început ziua de luni cu mare... Aplomb. Cu mare aplomb, exact. Bravo, Beatrice. Mulțumesc frumos, dar vi se pare normal să vină tot timpul cu același stil? Uneori, ăsta, cum spui uneori, cam o dată pe săptămână ne izbește cu J-Lo ăsta. Mai am câte o scăpare în zona asta, nu doar o dată pe săptămână, dar mai revin la el din când în când. La stilul ăsta? Da. Bine, mă așteptam să nu fie pe gustul tău. Tu ai spus, eu sunt obișnuit cu tine altfel și mie nu-mi plac ținutele astea de obicei. Dar am mai spus, nu pot să vin într-un singur stil, Cătălin. Știu, categoric, trebuie să fii în fiecare zi alt stil ca să demonstrezi că ai stil la Bravo, ai stil All Stars. Dar ca să-ți critic ceva din produsele pe care le ai, categoric că puteai să ai o altă geantă, pentru că geanta aceea nu se potrivește deloc. Chiar merg și la... să fac contrabandă cu șerpi, am inclus în poveste poșeta asta, că despre asta e vorba și despre poveste, bine, nu? Ținând cont de poveste, da, dar ținând cont de styling, nu. Nici sandalele sunt frumoase, dar eu aș fi văzut altceva. În picioare nu neapărat sandalele astea, pentru că nu-mi plac cum vin la outfit-ul ăsta, care mi se pare foarte sport, din punctul meu de vedere. Eu nu suport, trebuie să recunosc, și o spun cu una pe mine, aceste outfit-uri. Mie nu mi se par că femeile sunt hot în haine de genul ăsta. Aolea! Da! Ce vrei să spun? Eu sunt de modă veche. Da, ideea este dacă am reușit un styling bun. Acum știu că nu este pe genul tău, da, pentru că... Păi de-aia suntem și diferiți la masa asta. Înțelegi? Da. Mie mi se pare totuși coerent ce ai făcut, să știi, dar n-aș fi crezut niciodată că faci ce ai zis. Arăți de parcă ai face contrabandă cu greieri. Cu? Greieri. Și mai bine. Bun, și așa, se mănâncă, se consumă în Asia. Nu e un stil pe care să-l agrez nici eu, dar consider că este coerent și mie îmi place că nu ai pusat cu o geantă extravagantă și ai avut doar un element din altă zonă stilistică, respectiv sandalele. Mulțumesc frumos! Calificative pentru Beatrice? Nice stil! Mulțumesc, Cătălin!
Bravo, ai stil, Beatrice. Mulțumesc, Regina. Mulțumesc frumos, Maris. Mulțumesc și eu, Beatrice. Speranța că s-a încălțat și a aranjat fustița, uite, își pune și ochelarii, o chemăm pe Otilia la defilare. Bun găsit, Otilia! Bună, Ilinca! Ce faci astăzi? Păi, azi, Ilinca... Da? Vreau să... Nu are aduc povestea. În platou aici, la Bravo ai stil. Da? Să fiu prima persoană care aduce informații reale despre... Opa. Despre misteriosul Iulianei. Opa! Tare! Ce știi? Iulian. Hai că spun ce știu și eu după acum aceea. Acum mă duc, Iulianei. Poate mâine... Cred că mâine o să aflu concret. Deci așa. Poate, deci acum nu poate. Știi. Nu știu, pentru că acum mă duc în Cismigiu la restaurantul ăla secret. Să-i urmărești, atenție, tu să-i descoperi. Atenție, eu știu care este restaurantul secret. Secret. Da, asta, deci știu, am aflat, eu, am informații. Am informații. Fii atentă ce ar trebui să-mi spui. Este persoană publică. Aș vrea să știu ce vârstă are. Nu, astea sunt lucrurile pe care eu te îndrum să le afli. Cu ce se ocupă acum sau cu ce s-a ocupat în trecut. Da. Da. Și dacă are gânduri serioase cu Iuliana, asta mult asta e cel mai important. Asta e cel mai important, da. Dar și celelalte sunt importante, da? Dacă își face manicura, Ilinca, dacă își face manicura. Cine? Băiatul? Asta nu mă interesează, Silvia. Contează, sincer, foarte mult. Nu mă interesează deloc dacă e băiat serios, bun și are gânduri serioase cu fata. Nu contează. Dar, o, Doamne, iartă-mă, de manicură. Marisa? Mie îmi place astăzi de Oti, îmi place costumul. Nu aș putea să mă leg de claciul penar, având în vedere că și eu am fluturat câteva pe aici. Sandalele, nu neapărat că nu-mi plac, dar sunt mult prea fine, Oti, pentru costumul acesta din piele. Mult prea fine. Păi, două baretuțe așa. Tot de piele. Sunt de piele și sandalele? Da. Îmi place că te-ai gândit să pui un tricou alb și că nu ai pus, nu știu... ceva cu mult timp primeu sau altceva. Da. Îmi place că acum pui și ochelarii, altfel de ochelarii, și că lucrezi la păr. Mie chiar mi se pare drăguță și mi se pare că a început să învețe foarte mult, deci de fapt nu că a început, că a învățat foarte mult în această așa competiție. Este, da. Față de cum a intrat, vorbesc acum și din sezonul nostru. Mm-hmm. Ești chiar mai bună decât Marisa. Ești schimbată. Cum, părea Silvia? Mea. Da, mi se pare că se îmbracă mai bine decât Marisa. Sincer, le potrivește, le potrivește mai bine. Părea mea. Asta nu contest că le potrivește bine, dar nu în comparație cu mine. Mulțumesc, adică te rog, Marisa, să nu mă compu... Mă rog. Dar ce? Cum adică să nu? Ai auzit, Toti? Am spus că tu îți potrivești mai bine accesorile decât ea și a zis să nu compar cu tine. În această emisiune și circ. Ai auzit, păstrează-l, nu? Pentru casa ta. Nu bag în seamă. Mă bucur, Toti. Și nu vreau să interpretez. Nu interpreta, că ești mult prea frumușică. Ne-am auzit complimente, îi mulțumesc. Exact! Mulțumesc. Despre asta este vorba, le așteptăm în continuare complimentele și din partea juraților. Oti, în fața lor, te rog. Fii atentă. N-am ce să comentez, n-am ce să spun, pentru că umblu și eu zilnic pe site-ul Prima Magazine și sunt sufocată de troape din astea, adică vreau mult de tot să se schimbe trendurile, că nu le mai suport. Sunt super în trend aceste sandale și costumul ăsta în note astea pastelate. Îmi place cum ți-ai făcut părul, că ai respectat așa o anumită linie așa curată și simplă a ținutei. Într-adevăr, Otilia, fără nicio discuție, ai făcut progrese foarte mari. Nu este vreo ținută compusă, nu e vreun styling, dar faptul că ai ținut-o curată, fără alte adăugiri, fără să pui cine știe ce accesorii, asta îmi dovedește că înțelegi ceva și că ești pe drumul cel bun. Personal, mie îmi place ținuta de astăzi, Otilia. Mulțumesc. Dar nu o să-mi placă sandalele astea câte zile aveam în viața asta. Aștept altă modă. Mie nu-mi place, de la penarul pe care îl urăște Moris, parcă Moris ura pe penarul, da, nu? Da. Până la... E adevărat, e compus frumos, ea decupează frumos tricoul acela alb, ești drăgălașă, dar atât. Ești drăgălașă tu, ca om, ești un personaj drăgălaș.
Aș merge cu tine să stăm de vorbă în Cismigiu, să-i urmărim pe ăștia și să facem caterincă de ei, dar atât. Atât? Da. Și poți să mergem plecată cum vrei tu. Cum dragă, vrei să spun ceva? Mi se pare incredibil ce ai făcut, pentru că ai ales coafiura potrivită pentru acest costum. Mie costumul îmi place foarte tare. Îmi place că ai pus un tricou alb. Dacă ai fi pus tocul Rotilia la această ținută, era nenorocire. Eu nu asta numesc neapărat prin sandală fină, pentru că tocul nu duce în zona aceea. Mi se pare că ai ales perfect încălțările pentru costumul ăsta, cu excepția claciului, care, mă rog, nu îmi place. Cred că puteai să fii mai inventivă. Mi se pare o ținută foarte reușită. Mulțumesc. Până și ochelarii sunt foarte bine plasați. Și uitați-vă că ochelarii au lentile roz, cu o tentă roz, ea purtând bleu. Deci cumva concurenta a făcut o chestie foarte bine închegată. Ia auzi, domnule, hai să vedem și calificativele. Ai mințit cu nerușinare că nu mai dă haine, deși eu sunt încă în relații foarte bune cu acea domnișoară. Am închis subiectul ca să știi că știu. Știi cum e? Dar nu e de știut aici. Tu ca persoană, din punctul meu de vedere, ești neinteresantă total. Altceva? Atât. Ha! Ce? Ce spune? Ești tu mincinoasă. Bun. Bravo, ai stil, dragă. Mulțumesc mult. Bravo, ai stiloti. Când plec să-i urmărești? Astăzi. Astăzi? Hai că mergem împreună, dar fără stil. Ah. Mulțumesc. Mergem. Mulțumesc și eu, Otilia. Îți mai dau niște haine de la mine, că nu se pune, că nu sunt stil, n-ai stilist. Păi bune, vii la atelier, îți dau haine de câte vrei tu, dar n-ai stilist, le-ai împrumutat. Mulțumesc, Otilia. Și dacă tot le-ați votat pe fete pe bravoistil.canalde.ro, este musai să vă reamintesc și faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile online pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gală de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Silvia stă foarte confortabil în fotoliul imunității, fotoliul roșu, a avut o gală desăvârșită sâmbătă și iată că se bucură de acest succes în continuare. Hai să vedem ce face azi. Da, ce vreți să vă mint? M-a dus în poveste ei cu melodia asta, cu ținuta. Saveta. Cum? Saveta încântată. Ilinca. Pare bine. Ilinca. Doamna Saveta, domnișoara Saveta. Urmărești, mergi la cinema des? Da, relativ. Nu? Știi filmul acela cu Matt Damon când semnează ei contractul acela pentru micșorare? Micșorare da, de ce? Da, e unul nou, da. Se micșorează cu toții, toată familia și da. Pentru o sumă considerabilă. Silvita s-a micșorat. Eu, Saveta, sunt manicurista ei. Silvita cu familia ei a semnat pentru 30 de milioane de euro. Micșorarea da. Este irreversibilă. Ce faci, Silviuța? Mi-e dor de tine, fată. Mai vino pe la doarme. Noi. A, doarme acum. A. Este în Japonia un pic și au, nu știu, cred că chiar, nu știu unde e plecată. Faza este că am ajuns chiar în garderoba ei personel. Și ce? Și îți faci de cap. Lasă, doarme. Doarme, da, nu-i spune nimic, stai liniștită. Saveta este acum, cum să spun, proprietăreasă. Proprietăreasă, da. Da. S-a făcut proprietă. Da, da, da. Am înțeles, bine. Da. Silviorule, vino înapoi. Lasă-o că e bine. E perfect. Ținuta, Marisa? Eu nu vreau să vorbesc despre ținuta Silviei Ilinca. Aș vrea să spun doar că am vorbit în pauză cu domnișoara la care tu te refereai, de la care eu am împrumutat în celălalt sezon, nici măcar de acest sezon nu este vorba. În celălalt sezon am împrumutat într-o gală o bluză din transparentă din plastic. Am rugat și de aceea era vorba. Ea a spus hainele, dar era vorba doar de o singură haină. Fie, am rugat-o frumos să o duc la curăstorie și nu m-a lăsat pentru că a spus că nu vrea să o duc și că se va ocupa ea. A insistat chiar să nu o ducă, poate strică Marisa ceva. Nu este vorba și de care chestia ai mințit
pune rușinare Silvia că ea nu mai vrea să-mi dea haine, deși eu încă sunt în relații Marisa, foarte bună. Marisa, draga mea, dar nu este foarte... vorba despre Zox aici. Lasă-mă să vorbesc. Vorbește cât vrei. Lasă-mă să vorbesc. Sigur. Ai mințit cu nerușinare că nu mai dă haine, deși eu sunt încă în relații foarte bune cu acea domnișoară. Nu este care despre chiar înainte vorba, să te aștept pe tine. Marisol. Care chiar înainte să Marisol, te aștept pe tine. Marisol, sunt mulți cei care vorbesc despre tine. Draga mea, dar nu e o problemă. Tu poți să crezi ce vrei. Este părerea ta? Poți să vorbesc? Sigur că da. Sigur că da. Cât te ține gurița. Și chiar acum ceva timp, înainte să o aștept pe ea în gală cu pictura acelei rochii, chiar mi-a scris dacă vreau să mai port ceva de la ea. Ha! Ce? Ce spune? Ești tu mincinoasă. Bun, Silvia, pe viitor, dacă deții astfel de informații, te rog tare mult să aduci și dovezile sau asta era despre asta. Nu, Ilinca, pentru că și despre mine... Silvia, da. Și da. Să spui cu subiect și predicat exact ceea ce se întâmplă, pentru că așa să lansăm zvonuri este foarte mult la îndemâna păi, oricui. Ea a făcut pe online aceste chestii despre mine și nu s-a întâmplat nimic, adică mă face nebună, deci cu faptele la mână vorbim. Eu vedem ce se întâmplă aici, Silvia, revenim la aceeași discuție de mai devreme, ce se întâmplă în mediul virtual. Este fix problema voastră, nu ne primește, nu Ilinca, ne privește pe noi. Ilinca, spun sigur că despre ea era vorba, că fata mi-a și zis că dacă a întrebat-o sau că a vorbit despre asta. Adică okay. Despre ea era vorba. Vreau să vorbim despre ținuta, Marisa. Ținuta, îmi place foarte mult rochia, îmi plac și încălțările. Nu aș fi ales acea geantă, deși îmi place ca model, pentru că este, mi se pare foarte rigidă pentru rochie. Dar altfel, ținuta îmi plac și ochelarii. Și coafiura e drăguță, Silvia. Deci cred că aș și prefera să pui ceva la gât. Mi se pare gâtul, se văd așa oasele. Așa îmi place. Să mi se vadă. Ok, și te-aș ruga frumos ca data viitoare să nu mai minți, pentru că asta nu te va așa să câștigi. Te-aș ruga frumos să nu mai minți despre mine ceea ce minți pe unde minți și atunci cred eu că tu vei nimic. Avea în fața mea un cuvânt și atunci eu te voi respecta pe cine mai fața mult, nimănui, Silvia, din păcate. Ei, uite, minciunică care ești tu, asta e, vezi tu, vorbind așa prostii pe aici, pe cozi, doar minciunică, dar tu nu vii cu dovezi, eu vin cu dovezi, asta e diferența între noi două. Copilașii de vârsta ta, știi cât mint. Vă acuzați una pe cealaltă de faptul că puteți să mințiți sau nu, eu vă acord prezumția argumente. De nevinovăție întotdeauna. Hai să ascultăm și părerea juraților despre ținuta ta. Silvia, te rog. Bună, Silvia, inutil să menționez faptul că este ținuta mea preferată din această ediție, deși mi-a plăcut foarte mult și ținuta pe care o poartă Beatrice. Rochia îți vine bine, pantofii, coafiura excepțională, machiajul, ce să zic, dragă? Am vrut să fiu feminină. Ești foarte feminină, îți vine foarte bine, felicitări. Mulțumesc. Ținuta e superbă, într-adevăr, Silvia, e și preferata mea din această ediție. N-am ce să adaug, eu aș fi pus foarte multe brățări, un gen de brățări niște bile mi-aș fi pus mână, foarte da, mari dar și cu brățări și fără brățări e o ținută într-adevăr excepțională, bravo. M-am ridicat în picioare atunci când în gala aceea Gypsy Party. Deși momentul tău era un moment inspirat din Eurovision, tu l-ai făcut în felul nu, tău? Nu, dar este o trupă pe care am invitat, o trupă a face ce știe. Era de la Eurovision, pentru dracu, mă uit la televizor. Cătălin, orice cântăresc care a fost invitat pe această scenă da. Își face cântecul, cum da, vrea, eu știu, dar era inspirat de acolo, că nu sunt imbecil. Nu mă dar nu am inspirat, am ales o trupă care am apreciat, ți-am dat nota maximă ridicându-mă în picioare și respectându-te, că ai făcut-o în felul tău, dar inspirația exista. Dar nu este deci, inspirație. Cu toate astea, n-am făcut o remarcă. La adresa momentului tău luat de la inspirat dar de la este Eurovision. O invitație a unui artist. Artistul am spune închis scenă? Subiectul ca să știi că știu. Știi cum dar e? Nu e de știut aici. Este ca și când vine Florin Salam și își cântă piesa. E treaba la ce piesă cântă. Nu da, este. Iar eu spun că e lui Florin Salam. Dacă te-ai inspirat și că ești deșteaptă că luași de la Salam ceva, că și pe el îl respectăm. 2. Nu fine. 3. Nu. Ai o ținută ca de obicei corectă. Ți-am spus, ai avut noroc că la coafor ai fost prima înaintea Iulianei. Îmi place cum ești îmbrăcată. Bine, n-aveam ce să-ți reproșez, pentru că te-am urmărit de când ai venit în platou, ai niște pantofi superbi. Într-adevăr, și eu poate că aș fi simțit ceva în zona gâtului. Nu am avut bijuterile potrivite, chiar nu le-am avut. Mi-ar fi plăcut niște bile foarte mari la bună. În rest, comentariile sunt de prisos și în continuare pentru telespectatori, nota bene, nu am nimic cu nimeni și nu voi purta nimănui ranchiună, pentru că sunt un jurat corect, dar în același timp voi spune lucrurilor pe nume cu orice preț. Sigur, dar tu trebuie să înțelegi că eu atunci am vrut doar să spun atât, că este atât. Prima dată într-un și joc. Și vă rog să ne respectați niște pe, toți, de la cineva. Pe toți patru și doi să vă educați în sensul pozitiv publicul, fanii, să voteze și nu să ne comenteze sau să
vă comenteze pe voi, să vă canibalizați între voi, pentru că nu ăsta e concursul. Nu este. E urât. Calificative pentru Silvia? Da. Da. Hai, stil. Mie îmi place că ați aplaudat toate, dar asta vă va ține până la următoarea concurentă sau până la ziua de mâine, când o vezi de la capăt. Silvia, ținuta ta îmi place la nebunie, ți-am spus deja, dar pentru ieșirea pe care ai avut-o astăzi... Deși semem foarte tare cu Bay Bailey, care mie îmi place la nebunie și o ținută impecabilă, să știi că pentru ce ați conturat mai devreme în acest platou, în fața noastră, am să spun că nu ai stil, Silvia. Aș vrea să-mi și o, Iulia, să nu mi mai arăți vreodată cu degetul că e rândul meu sau ceva, pentru că eu aici sunt ca și nu, tine. Nu, Silvia, asta vreau să-mi dau să fie aici. Nu ești ca și Iulia. Sincer, nu, dar nu mai ești ca și Iulia. Silvia, nu ești ca și Iulia. Iulia este un jurat. Și Iulia are tot felul de gesturi din astea haioase pentru nu, noi nu. Toți. Nu, Silvia este rândul, eu vorbeam. Așa Silvia face ea, așa este face gestul ei. Este gestul ei, nici și noi ne supărăm. Și vorbeam. Iar ea este colega noastră. Dar dacă eu vorbeam, de ce să nu mă fi ascultat nu, o secundă? Nu, ea vorbea. Gata, Silvia, suficient, iartă-mă, Cătălin, că intervin. Deja mi se pare că se depășește o anumită limită. Aș vrea să te rog așa, uită-te la mine, te rog că vorbesc cu tine. Unul la mână, nu mai interveni peste jurați, este dreptul lor să vorbească. Eu vorbeam atunci. Vorbesc, Silvia, dar și terminase și aproape ideea. Este dreptul lor să intervină peste voi oricând consideră acest lucru. Doi la mână, nu mai amenința în platou și aș vrea de fiecare păi dată când ajungi nu. Să faci o afirmație să ai și suport. Eu am înțeles, de asta n-am mai vorbit despre stiliștii nimănui din echipă. Am tocmai de aceea am să te rog să fii atentă la astfel de lucruri. Tocmai astăzi ai vorbit despre Marisa. Ca o mincinoasă. Și nu ai avut nicio dovadă. Ai făcut cum să niște nu am dovada? Acuzații. Ai făcut niște ca acuzații. Ca simetru umbrac în gală. Dovada. Cum să nu... Ar fi tu mai să le fac poză când vin împreună la ceva de la el. Hai să fii serios. Mamă, cât minți, frate, termină-te, minți foarte mult. Nu despre asta este vorba, Marisa. Acum am dezbătut subiectul. A dat niște nume și minte mult. Nu, am dezbătut subiectul, Marisa. Am dorit doar să-i atrag Silvia atenția, ca și vouă tuturor de altfel, vis-a-vis de respectul pe care ar trebui să-l avem unii față de alții, cel puțin aici în competiție. Mulțumesc tare mult! Sper din suflet că Denisa este pregătită, sper că are o ținută specifică Met Gala, evenimentului mult așteptat de tot ce înseamnă suflarea devaratoare de fashion din lumea întreagă. Asta hai să te vedem, Denisa! 3, 2, 1, vin în atelier! Mă vezi, Denisa? Da, Elinca, pentru că uite. Oh, ia uite ce sprâncene avem. Da. Ceva, ne-a omorât stilul pe toate. Să nu te rănesc. De ce m-ai răni? Cu mânecile? Cu aripa mea. Cu aripile? Da. Sunt cam frânte. Ce s-a întâmplat? Nu, așa trebuie să stea. A, mă scuzați. Ia să vedem dacă le place colegelor. Da, să vedem. Da, zice Silvia, dar nu pe ea aș vrea să o întreb, ci pe Iuliana. Îmi place ținuta, mi se pare foarte cool. Și cred că a fost o temă destul de grea și cred că te-ai descurcat foarte chiar bine. Chiar a fost o temă grea. Da. Sper că am reușit. Îmi place ce ai făcut. Mulțumesc. Îmi place accesorul de pe cap. Mulțumesc. Larisa. Oh. Da. Ce părere ai despre ținută, Larisa? Mulțumesc de vedere în afară de faptul că a folosit culoarea gri și și-a făcut acea chestie la loc. Nu mi se pare că... Adică nu înțeleg faza cu aripile acelea. Sper că la spate arăți penibil. Ai o trenă. Dar tu ce ai fi făcut? Nu, ce ai fi făcut tu? Ia. Probabil nu asta. Uite, tu ai fost acasă și ai avut timp să-ți faci ținuta mult și ai arăți așa. Iar eu am realizat asta bine. Părerea ta, părerea mea este părerea mea. Eu sunt aici să-mi dau cu părerea despre ținuta ta. Iar penibil mi se pare mult spus. Nu, am spus că din punctul meu de vedere, în afară faptului că ai folosit culoarea gri... Punctul tău de vedere, da, asta accept, e punctul tău de vedere. Da, este punctul meu de vedere. Da, altceva? Și plus tu ca persoană din punctul meu de vedere ești neinteresantă total. Altceva?
Atât. Și că oricum punctul tău de vedere pentru mine nu contează, dar te ascult pentru că... Nici al tău, dar uite, okay. Că trebuie neapărat să-mi dau cu părerea, deci, și dacă Ilinca mă roagă, despre ce eu ascult și trebuie să-ți spun că ești foarte neinteresantă pentru mine. Și din nou ți-ai pus ceva pe ochi. Să-ți astupi ochii. Da. Mi se pare că am reușit totuși un dialog. Ok, ușor înțepător așa, dar am reușit. Doamne ajută, așa aș vrea să discutăm și în continuare. Dar ascultăm părerea juraților, te rog, Denisa. Mulțumesc. Bună. Bună! Puteți face într-o mică mare măsură, dacă vreți, abstracții de încălțări. De aveam ce? Păi nu. Eu, mie mi s-au părut potrivite, însă aș fi schimbat într-adevăr, aș fi pus altceva, dar nu aveam altceva decât o pereche de stile tot de mătase și erau în altă poveste. Eu mă bucur că ne-a rămas materialul ăsta împaietat în continuare în atelier, că nu l-ai stricat. Când mai putem folosi. Asta mă bucur foarte tare, că era păcat de el. În rest, nu știu, nu-mi dau cu părerea pentru că eu am fost săi, ca să zic așa, și la Metropolitan, și la galele astea, și cu lume bună acolo, nu o să mă laud că nu o să e cazul. Nu văzui ceva de genul ăsta. Cătălin, mergi în 2018. Da, las pe Moris că el ți-a dat tema și nu mă bag peste colegii mei. Pot să zic eu, Denisa, ceva? Fii atentă. Poți să zici ce vrei, Raluca. Eu când am văzut schița, da. Am crezut că este o rochie așa cu o structură tip Grace Jones. Așa mi s-a părut când am văzut schița. Da, da. Acu ce văd este o pijamăleală. Ce pijamăleală? Seamănă așa un sac. Păi nu, asta a fost intenția, nu puteam să fac ceva mulat. Eu am crezut că este altceva, îți spun sincer, umerii îmi plac la nebunie. Deci structura pe care ai făcut-o la umerii, da, îmi place la nebunie. Umărul așa și... Iarăși îmi place găselința cu treaba asta, cu cașcheta care seamănă cu, mă rog, ochelarea aceea. Așa, deci treaba cu cașcheta îmi place, da, funk-ul ăsta din cașchetă. Dar în rest... Am vrut să vină creativă, legeră. Creativă ești. Așa. Dar mult prea lălâie, mult... Aveam altă viziune. Deci, aveam schimbam altă viziune. Total zona, dacă făceam un lată cu piciorul eu pe afară. Eu vedeam o Grace Jones. Spun era... sincer că vedeam o Grace. Eu m-am gândit la Grace Jones. Am vrut să fie cool pentru vârsta mea. Nu știu dacă mi-a ieșit. Dragă, eu ți-am dat o temă grea, într-adevăr. Asta presupune foarte multă extravaganță și creativitate. Dacă ai făcut, nu știu, o rochie argintie crăpată pe un picior și puneai o sândăluță, pentru mine nu erai deloc met, absolut deloc. Îmi place la nebunie vizeta pe care ai făcut-o și da, are legătură cu tehnologia, ai ales materialele foarte potrivite, umerii căzuți și ei îmi plac foarte mult și ai combinat exact elementele pe care eu mi le-aș dori combinate în ținuta aceasta. Adică glamour prin paetă, da. Culorile potrivite și bineînțeles acest aer SF tehnologic, nu știu ce, pe care l-am din toată aliura ținutei. Eu mă consider mai mult decât mulțumit și îți spun felicitări. Mulțumesc mult, chiar mi-a fost puțin frică de temă și am terminat super repede. Să oferim și calificative. Bravo, este grad. Mulțumesc mult. Da, poate dacă ai, poate este problema că ai terminarea prea repede, poate trebuia să o mai... A, așa îmi place, dar nu m-am păcălit, Denisa, n-ai stil astăzi. Bine, Raluca. Bă, nu știu ce să zic, dacă Moris e mulțumit pentru că el a dat tema. Da. Păi stai puțin că eu am dat tema, dar trebuie să fiți și voi mulțumiți. Mie mi se pare că a făcut o treabă mai mult decât bună, este părerea mea. Fiecare trebuie să-și ia... Eu, față de alții, eu respect colegii jurați tot timpul și țin cont de părerea fiecărui coleg de-al meu. Și așa cum țin cont și de colegele noastre de acolo concurente. Deci dacă Moris e mulțumit, ar trebui să spun și eu că sunt mulțumit. Poți să spui ce vrei. Ești? Contează? Nu. Contează foarte mult, da, pentru ce că ai făcut? Nu, în sincer, viziunea fiecărui jurat, în momentul în care noi vă dăm o temă, se conturează o imagine. Da. Eu sunt de acord cu Raluca. Ne-a arătat o schiță și noi ne-am imaginat-o altceva. De exemplu, când ți-ai apropiat produsul de linia corpului... Nu. De ce? Lăsând toate astea? N-ar fi fost cool deloc, ar fi fost previzibil de nășică, mulată, să-mi coși piciorul, nu. Chestiile astea, nu, n-ai fi fost. Hai să mai încercăm data viitoare. Mai încercăm, mulțumesc. Mulțumesc, Denisa. Mulțumesc și eu. Luna asta a fost cam neagră.
din punctul meu de vedere. Niciuna dintre voi nu a obținut maximum de steluțe din partea juraților. În schimb, două concurente nu au luat nici o stea din partea lor. Mă refer la Emiliana și la Larisa. Ridicați-vă, fetelor. Iulia? Da, după cum o cunoști, eu sunt într-o notă pozitivă în acest sezon. Și aș vrea să acord o stea. Cui? Unei ținute care merită 3 stele în această seară. Și eu oscilez între Marisa și Iuliana. Și eu voi da Iulianei. Mulțumesc! Iuliana, ai 3 steluțe? Da. Felicitări, draga mea, felicitări tuturor. Mulțumesc tare mult, Iulia. Vă mulțumesc și vouă celor de acasă. Aici se încheie ediția din această după-amiază, dar nu fugiți prea departe, pentru că și mâine de la ora 16:30 ne reîntâlnim tot aici la o altă lecție de stil. Până atunci mai stau eu de vorbă cu fetele, mai vedem noi cum mai înfrumusețăm așa lucrurile. Vă pup, seară bună!